Mulțumim și apreciem că ați fost cu noi. În decembrie se fac 3 ani de când am avut această inițiativă de a face conferințe în spațiul public care să aducă în discuție valorile creștine și ideea de existență a lui Dumnezeu, care parcă a fost exilată din mentalul colectiv. Cel puțin să ne punem întrebări cu privire la aceste lucruri. Să ne punem întrebări cu privire la Dumnezeu, la creștinism și la valorile creștine. Să le aducem în discuție. Cred că este important să fim oameni din aceia care nu iau totul de-a gata, ci care trec prin filtrul gândirii lor, cultura în care se află, societatea în care trăiesc și inclusiv credința. Filozoful Berdiaev constată într-un mod foarte interesant că Dumnezeu și copilul său, omul, spunea el, sunt corelativi. Adică, acolo unde Dumnezeu e absent, nici omul nu există. Dumnezeu, prin definiția sa, este existență. Și eu sunt existență datorită existenței lui Dumnezeu. Cred că asistăm la vremuri tulburi din punct de vedere religios. Cum spuneam, Dumnezeu este parcă exilat, dat la o parte din mentalul colectiv, credincioșii sunt numiți fanatici și retrograzi. Parcă indiferența și platitudinea sunt caracteristicile societății actuale. Parcă din punct de vedere religios asistăm la un plictis general. Dostoevski spunea la un moment dat că lumea riscă să piară nu din cauza războaielor, ci din plictiseală. Diavolul iese dintr-un căscat mare cât lumea, afirma Dostoevski. Nașterea sufletului creștin, de la mintea lui Marcus Aurelius la sufletul lui Aurelius Augustinus, e tema propusă pentru această seară. O temă care ne duce parcă cu gândul la nașterea omului nou, pe care creștinismul îl scoate în evidență. Omul care trece prin procesul de metanoia, de găsirea direcției, de găsirea sensului. Despre acest om nou, Paul Evdokimov sublinia următoarele. Un om nou nu e deloc un supraom sau un taumaturg. El este despuiat de orice legendă, dar reprezintă mai mult decât o legendă. Un asemenea om este actual, întrucât mărturisește că împărăția, dimensiunea spirituală este deja deschisă. Spre deosebire de imaginile vedetelor și de portretele șefilor de stat, tămâiați pretutindeni, spunea Evdokimov, sfântul sau omul nou, și fac aici o paranteză, sau cel în care s-a născut sufletul creștin, este umil, asemenea tuturor. Dar privirea, cuvântul și faptele sale traduc în ceruri grijile omenești și coboară pe pământ surâsul Tatălui. Domnul Horia Roman Patapievici, care cred că nu mai are nevoie de nicio prezentare, este invitatul nostru pentru această seară. Îi mulțumim enorm că a acceptat o nouă invitație și vă invit să-l ascultăm. Cred că o să avem lucruri importante de ascultat și de învățat. Vă mulțumesc! Bună seara, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, dragi prieteni! Sunt pentru a treia oară la Cluj ca invitat al inimoșilor membrii ai acestui admirabil grup care se numește Edictum Dei. Și cu asta se încheie conferințele pe care le-am deschis atunci când acum 2 ani, cred că tot în noiembrie, am ținut o conferință la FSEGA despre argumentul lui Pascal în favoarea existenței lui Dumnezeu, rugăciune și un elogiu al fraților Pascal, al lui Jacqueline Pascal și al lui Blaise Pascal. După aceea am ținut o conferință despre Dumnezeu și modernitate într-un martie, în 2014, iar acum se închide ciclul pe care l-am deschis atunci cu argumentul pe care stau primele 2 conferințe, și anume existența unui suflet care este sufletul creștin. Dați-mi voie să-mi scot hârtiile.
Asta curge la vale. Ba, nu, am un șurub. Da, am toate hârțoagele astea din două motive. Nu pentru că vreau să fiu precis, vreau să vă conving că am dreptate. Iar al doilea, pentru că sunt două cărți la care mă voi referi constant. Este vorba de Marcus Aurelius, tradus în românește Gânduri către sine însuși, o ediție bilingvă care a apărut la Humanitas. Traducerea românească este a lui Cristian Bejan, care face, pe urmele lui Pierre Hadot, o foarte bună introducere. Iar Confesiunile lui Augustin sunt traduse de Eugen Munteanu, tot o ediție bilingvă, apărută la Nemira. Nu știu dacă are o ediție mai, dacă există o ediție mai nouă. Vreau să încep conferința de astăzi, sper să mă puteți urma pe parcursul următoarei ore și jumătate sau ceva de felul ăsta. Dacă obosiți, ridicați mâna, ca la cei care spun, mă retrag, knockout. Cu o comparație. Conferința mea se numește așa, Nașterea sufletului creștin, de la mintea lui Marcus Aurelius la sufletul lui Aurelius Augustinus. Mă ajută faptul că au un nume în comun cei doi, au mai multe lucruri în comun, cum voi arăta, dar există între ei o deosebire care este deosebirea pe care se fundează astăzi umanitatea, geniul și universalitatea civilizației creștine. Prima comparație pe care vă propun este următoarea. Ați citit cu siguranță romanul greco-roman, să-i zicem, din secolul II, scris de un autor care a trăit pe vremea lui Hadrian. Suntem în secolul II după Hristos, epoca în care a trăit ca fiu adoptiv al lui Hadrian, împăratul, și Marcus Aurelius. Longos este numele autorului și romanul este Daphnis și Chloe. Cu siguranță că ați citit și aveți reprezentarea personajelor și a tipului de psihologie, de relații între ele, de adâncime, calitate, frumusețe a intrigii, pe care n-am să o numesc, care se desfășoară acolo. Și vă rog să comparați mental romanul lui Longos cu un roman din secolul al XIX-lea. Oricare, nu mă refer la romane puternice, într-un fel unice în genul lor, cum sunt romanele lui Dostoevski. Dar comparați cu Dickens, comparați cu Jane Austen, comparați cu Balzac, cu Stendhal. Comparați-l deci pe Longos cu orice prozator din secolul al XIX-lea. Și deosebirea este foarte mare. Vă atrag atenția asupra faptului că Longos nu este un autor pe care l-am ales întâmplător. Romanul nu este o specie care să apară la începuturile Antichității sau la mijlocul ei, ci la sfârșitul Antichității, adică la deplina imaturitate în secolul II, avem un produs care este un roman și în secolul al XIX-lea, când deja avem deplina maturitate a civilizației creștine, în secțiunea ei modernă, nu explic de ce folosesc această terminologie, pentru mine cultura europeană este o cultură fundamental creștină, ea este creștină și atunci când se declară anticreștină, pentru că fundamentele ei, nu numai în ceea ce a născut-o, dar în ceea ce a configurat-o în chip durabil și care continuă să lucreze în ea ca o cauză încă neîncheiată, pentru că nu este doar o cauză materială, nu doar una formală, nu doar una eficientă, ci este cumva și o cauză finală și am folosit acea quadripartiție a cauzelor pe care a introdus-o Aristotel. Deci, n-am să explic de ce pentru mine civilizația modernă este o civilizație creștină, am făcut-o în a doua conferință pe care am ținut-o pentru Edictum Dei. Asta doar ca să spun că și romanele din secolul al XIX-lea reprezintă un produs de maturitate a civilizației creștine în secțiunea ei modernă. Deci comparăm două produse ale maturității,
diferența dintre ele este foarte mare. Acum, gândiți-vă la o carte faimoasă în cultura noastră, pentru că autorul este un autor epocal, mă refer la Friedrich Nietzsche, care a scris în 1888, în a doua parte a anului, o carte cu titlul provocator Anticristul. Cartea a fost publicată mai târziu, în 1895. Este o carte în care Nietzsche, ca să spun așa, dă bătălia lui decisivă împotriva creștinismului. Voi mai face referire la un autor care a dat lupte cu creștinismul. Și Nietzsche, care el însuși se considera un psiholog de mare finețe, spunea, geniul meu este în nări. Și care a fost considerat un psiholog de o mare finețe, el construiește un argument împotriva creștinismului, care, dincolo de argumentele care țin de igienă, țineți minte pasajele cu termele, băile publice care au fost închise de către creștini, cu accent pe faptul că arabii le-au păstrat, romanii le-au inventat, iar creștinii le-au distrus. Deci nu mă refer la argumentele răutăcioase care sunt din zona accidentului, ci mă refer la argumentul fundamental. Am sentimentul că Nietzsche construiește împotriva creștinismului un argument de natură psihologică. Când spun psihologic, nu vă gândiți la înțelesul strict, atenție, strict de specialitate și regional pe care îl are cuvântul atunci când construim derivate care astăzi sunt foarte populare. Psihologie, psihiatrie, psihiatru, care toate au ca pornire cuvântul grecesc psyche, care este un feminin și care desemnează sufletul. Argumentul psihologic al lui Nietzsche împotriva creștinismului este un argument împotriva sufletului creștin. Și lucrul ăsta este foarte important pentru argumentul meu. El reproșează sufletului creștin câteva lucruri pe care le număr scurt. Primul este lipsa de contact cu realitatea. Prin asta înțelege faptul că sufletul creștin este un suflet care nu operează cu noțiuni care au corespondent în realitate. Acum, dacă îl inspectați pe Nietzsche fără să fiți căzuți în fund după geniul lui, ci aveți o raportare critică la el, veți vedea că noțiunea sa de realitate este foarte crudă. Este realitatea fiziologică, este realitatea materială, este realitatea corporală, cum ar spune oamenii care erau contemporani, fie ca stoici, fie ca creștini, cu Marcus Aurelius, ori mai târziu, cu Aurelius Augustinus. Este o realitate brută, este o realitate a simțurilor, este o realitate senzorială. Această realitate, afirmă Nietzsche, este cu totul și cu totul nesocotită de sufletul creștin și anume, el, sufletul creștin, raționează cu noțiuni care nu provin din această zonă. Al doilea argument este iritabilitatea sufletului creștin. Iritabilitatea înseamnă că are o sensibilitate excesivă, o sensibilitate patologică față de lucruri care sunt mărunte. Lucrurile acestea mărunte pentru Nietzsche sunt exact lucrurile care fac deosebirea între romanul de tip greco-roman și romanul de tip secol XIX. Adică sunt toate acele nuanțe sufletești care în sufletul creștin au o rezonanță, Nietzsche o numește iritabilitate extraordinară, producând o reverberație care arată toată profunzimea sufletului și dimpotrivă un soi de, între ghilimele, insensibilitate a sufletului greco-roman, care face ca pentru el realitatea să fie mai degrabă formată din principii generale, impersonale, decât din nuanțe, mișcări, emoții sufletești. Deci, iritabilitatea extremă. În al treilea rând este ceea ce el numește ura față de realitate și ura față de om. Respectiv, ca să traducem într-un limbaj care nu este al lui Nietzsche, sforțarea continuă a sufletului creștin de a obține, lucrul la care Vlad mai devreme a făcut aluzie, omul nou.
Omul nou, nu în sensul comunist al termenului, asta este o evoluție cu totul bastardă, târzie, deși recunoaștem originea creștină a acestei idei, a ideii apostolului Pavel că omul trebuie să se schimbe, pentru că credința în Dumnezeu implică convertirea, implică conversiunea, implică metanoia, la care Vlad a făcut aluzie mai devreme și care, cum veți vedea mai târziu, este constant tradusă în traducerile noastre, dar și în cele englezești, prin cuvântul pocăință. Deci, ura față de om, fiind de fapt această dinamică pe care Nietzsche o denunță, a sufletului creștin, care este angajat în permanență în autodepășirea lui spre ceva ce el nu este acum, dar care, în confruntare cu acele realități despre care Nietzsche, în primul argument, spunea că nu au nicio legătură cu realitatea efectivă, îl trag în sus, precum eternul feminin pe Goethe în finalul Faust II, îl trag în tării, dincolo de el însuși. În fine, al treilea punct pe care vreau să îl marchez, și toate astea să fie pentru dumneavoastră un fel de marcaj al orizontului în care voi vorbi, este, îl evocă pe un alt anticreștin important, în mai mică măsură anticreștin decât a fost Nietzsche, mai mult anticlerical, dar cu o puternică componentă finalmente anticreștină, este vorba de Voltaire. Voltaire a publicat niște faimoase scrisori filozofice în 1727-1729, care au primit o a 25-a scrisoare, care nu are legătură cu toate celelalte și care reprezintă miezul, de fapt. Ea se numește, e un plural sau un singular? Plural. Remarce asupra gândurilor lui Pascal. Remarque sur les pensées de Pascal. Este o lucrare în sine extraordinară, pentru că Voltaire era genial, pentru că el a pus degetul pe fondul chestiunii și pe acest fond al chestiunii, așa cum un anticreștin și un anticlerical l-a pus, voi face eu trecerea mai departe. El se răfuiește cu titanul. Nu se răfuiește cu preoții, nu se răfuiește cu ierarhii bisericii, îi detesta. Nu se răfuiește cu papa, se răfuiește cu Pascal. Pentru că Pascal este, cum spune el într-o scrisoare, miezul creștinismului. Dacă, citesc din acea scrisoare, dacă îl fac să sângereze pe Pascal, fac să sângereze creștinismul. Ori asta vrea Voltaire. Și dezvoltă un argument împotriva unei părți din argumentul lui Pascal în favoarea existenței lui Dumnezeu, acea parte care spune sufletul omenesc este atât de complex și complexitatea lui este de așa natură, iar structura acestei complexități este similară în așa grad cu religia creștină, încât numai creștinismul poate explica acest suflet. Dar acest suflet este sufletul omului. El este constitutiv felului în care omul este construit. Deci, ca acest suflet să existe, trebuie ca religia creștină să fie adevărată. Pentru că numai ea poate să-l explice. Asta este o parte din argumentul lui Pascal. Voltaire face următorul raționament. Spune, da? Oare acest suflet este el, așa cum spune Pascal, adânc, dramatic, tragic, contorsionat, sfâșiat în contradicții ca acelea care stau între naturile diverse, separate printr-un raport de transcendență, natura umană și natura divină, care sunt reunite ipostatic, cum se spune în teologie, într-o singură persoană care este persoana lui Hristos, ele fiind într-un raport absolut paradoxal și pe care rațiunea, într-o
prima abordare nici nu o poate înțelege, ele sunt unite fără amestecare și sunt distincte fără deosebire. Oare așa arată sufletul omenesc, spune Voltaire? Eu nu văd asta. Eu văd și descrie aici, cred că Londra, dacă mi-amintesc bine. Eu văd împotrivă o mare metropolă populată cu o mulțime de oameni care sunt foarte diverși, oameni care fiecare vrea să trăiască mai bine, vrea să fie fericit, care își câștigă agoniseala în moduri care niciodată nu pun în mișcare sau nu au nevoie de acea profunzime a sufletului pe care Pascal o considera constitutivă omului. Mai mult, spune Voltaire în continuare, pe măsură ce oamenii vor trăi din ce în ce mai bine, viața lor va fi din ce în ce mai asigurată, bunurile lor vor fi din ce în ce mai îndestulătoare. Pe măsură, deci, ce umanitatea va fi din ce în ce mai prosperă, cam cum suntem noi astăzi, toată această pretinsă adâncime a sufletului creștin se va dovedi că este o nălucire a acestui mizantrop de geniu Pascal. Și că tot eșafodajul lui care lega adevărul religiei creștine de profunzimile abisale ale sufletului omenesc nu reprezintă decât o închipuire. Ăsta este argumentul lui Voltaire din a 25-a scrisoare din Lettre Philosophique împotriva mizantropului sublim al lui Pascal. Amintiți-vă citatul pe care l-am dat din scrisoarea cu pricina: dacă îl fac să sângereze pe Pascal, fac să sângereze creștinismul. A construit, foarte interesant, ca și Nietzsche în Anticristul, un argument împotriva creștinismului care nu este frontal, ci este un argument împotriva sufletului creștin. Ori asta este extraordinar de semnificativ și îmi permite să citez o lucrare faimoasă scrisă în 197 după Hristos, firește, de Tertulian, unul dintre apologeții importanți, un african, ca și Augustin, o lucrare care se numește Apologeticum și care în capitolul al 17-lea are această formulă de care cu siguranță ați auzit: anima naturaliter christiana. Sufletul este în mod natural creștin. Contextul în care Tertulian construiește această sintagmă este acela în care el spune că sunt lucruri înnăscute, adânc sădite, constitutive sufletului, așa cum este el în mod natural, care sunt într-un fel consubstanțiale cu creștinismul și care nu pot fi în niciun fel smulse ori șterse. Nu pot fi smulse prin voință, nu pot fi șterse prin persecuție. Deci, sufletul este în mod natural creștin. Asta este afirmația cu care închei introducerea mea, care compară două produse de maturitate ale antichității, respectiv ale civilizației creștine în zona ei modernă, și anume un roman al lui Longos cu orice roman vreți al unui prozator din secolul al XIX-lea, felul în care Nietzsche atacă creștinismul, și anume atacă sufletul creștin, și argumentul împotriva lui Pascal, al lui Voltaire, care este un argument împotriva pretinsei universalități sau a universalității pretinse, inventate, a sufletului creștin ca suflet fundamental omenesc. Și îmi deschid ușa spre următoarea încăpere în care vă invit să pășim împreună, cu afirmația lui Tertulian că sufletul este în mod natural creștin. Și acum, înainte de a compara cele două cărți, Către sine însuși și Confesiunile, Marcus Aurelius, împăratul, cu Aurelius Augustinus, sfântul creștin,
Întrucât ambele lucrări se referă la suflet și întrucât diferența pe care vreau să o construiesc se referă la suflet, trebuie să vedem despre ce suflet vorbesc ei. Altfel spus, care era concepția despre suflet, în interiorul căreia lucra cu noțiunea de suflet Marcus Aurelius, care trebuia să fie similară cu concepția despre suflet pe care și epoca lui Augustin o avea. De ce? Pentru că este marea epocă a Antichității târzii. Iar cultura lui Marcus Aurelius, cultura de referință, este cultura greco-romană. Când este vorba de filozofie, este cultura greacă în mod esențial, iar când vorbește de filozofie Augustin, și el vorbește de filozofia greacă. Atunci când el vorbește de scrierile platonice, care l-au influențat major, cum știți poate, între 384 și 386, ele sunt toate texte neoplatonice, este vorba de Plotin și de Porfir. Deci, când vorbesc ei de filozofie, vorbesc întotdeauna de greci. Când vorbesc romanii de filozofie, vorbesc întotdeauna de greci. Cultura de referință pentru antici, prin asta înțeleg anticii păgâni, și pentru anticii care erau antici creștini, este aceeași. Este cultura de referință a Antichității târzii. Fie că o confirmă, fie că o contestă, asta este cultura de referință. Prin urmare, ca să vedem care este cultura de referință a noțiunii de suflet, în interiorul căreia își construiește Marcus Aurelius discursul, trebuie să facem un excurs care începe cu Homer. Și dați-mi voie să vă ofer principalele jaloane. Cuvântul este psihe, care înseamnă suflet. Cuvântul ăsta apare pentru prima oară la Homer și vreau să vă spun ce înseamnă el la Homer. Voi trece prin câțiva filozofi de referință, n-am să vă plictisesc cu tehnicalități, vreau doar să fixez câteva jaloane ca să vedem unde suntem atunci când cuvântul psihe răsună, este folosit în scrierile la care mă refer. Trebuie să știți că Marcus Aurelius a scris această carte, deși era împărat roman, nu în latinește, ci în grecește. Este o carte privată. Și cum ne-a atras atenția Nagu Juvara, atunci când Cezar a fost înjunghiat în senat la idele lui Marte, el a folosit două limbi atunci când s-a adresat celor atentatorilor. A folosit limba greacă atunci când i s-a adresat lui Brutus și a spus în grecește și tu, fiul meu, și în latină senatorilor care făceau parte din complot. De ce? Pentru că latinii, romanii, erau bilingvi. Era limba de cultură care era greaca și era limba militară, de administrație și de politică care era limba latină. Dar exact așa cum rușii, la începutul secolului al XIX-lea, cum știm din romanul lui Tolstoi, Război și pace, în timpul războiului împotriva lui Napoleon, foloseau în discuțiile private, familiare, acasă, acea nobilime rusă, patriotă, care lupta cu Napoleon, foloseau limba franceză, exact la fel romanii din elita Imperiului foloseau limba greacă atunci când vorbeau în casă între ei. Așa se explică de ce Cezar, murind, fiind asasinat, folosește două limbi atunci când îi admonestează pe atentatori. Greaca, pentru că era limba privată, familiară și limba de cultură folosită în familie, atunci când îi se adresează lui Brutus, și latina, atunci când se adresează senatorilor, pentru că asta era limba politicii, administrației, dreptului și armatei. Deci Marcus Aurelius scria în greacă. Prin urmare, cuvântul psihe apare de nenumărate ori în cartea lui. Trebuie să vedem care este genealogia acestui termen. La Homer, cuvântul ăsta este un cuvânt material
este un cuvânt care desemnează, de fapt, un singur lucru. Este ceea ce pierde omul în momentul în care își dă Duhul, nu? Expresia își dă Duhul, este își dă sufletul. Deci în momentul în care moare, din el iese ceva care se numește psihe, dar mai iese ceva, mai este o situație în care psihea, îl părăsește pe om. Este situația în care el este rănit. Când este rănit, prin rană, psihea iese. Dacă își revine, ea reintră la loc. Psihea nu este încă un principiu al vieții. Este pur și simplu ceea ce pierzi în momentul în care mori. În momentul în care leșini, tot pe psihe o pierzi. Ce este interesant este că aceste psihe supraviețuiesc într-un fel lamentabil o existență cu totul tristă și jalnică într-un loc care se numește Hades și unde ele, aceste suflete, care sunt niște simulacre de fapt, pentru a recăpăta câteva dintre facultățile pe care oamenii le au în timpul vieții, cum este facultatea de a gândi, facultatea de a vorbi, ori facultatea de a se raporta la timp și, în cazul celor care au darul prezicerii, să facă profeții, cum este cazul lui Tiresias. Deci, pentru ca aceste facultăți naturale ale omului să fie activate, au nevoie de ceva, de o forță foarte materială care aduce vitalitatea vieții, iar aceasta este sângele. E motivul pentru care Odiseu, în momentul în care se duce în lumea de jos și încearcă să obțină de la Tiresias informații despre dacă va ajunge sau nu în Itaca până la urmă, trebuie să sacrifice un animal de sacrificiu, unul negru, iar sângele este băut de cei care vin, inclusiv de mama lui, care poate intra într-un dialog cu el numai după ce bea din acest sânge negru. Acum, ce este interesant ca să vedeți stranietatea lui Homer, este că pentru el facultățile pe care noi le numim sufletești, capacitatea de a simți, capacitatea de a gândi, capacitatea de a calcula, așa, toate astea nu fac parte din psihe. Sunt în om, dar nu fac parte din psihe, ceea ce înseamnă că sufletul nu este încă unificat. Veți vedea când se unifică el cognitiv și sub raportul personalității. Mai mult, specialiștii ne spun că Homer nu are un singur cuvânt pentru a desemna persoana unitară a omului. Are mai multe cuvinte pentru a desemna persoana din perspectiva diferitelor ei aspecte. Emoțiile și intelectul sunt independente de om și de obicei ele sunt inspirate de către zei. Un zeu i-a pus curaj în inimă. Curajul nu este al omului, este pus de zeu în inima lui. Sau zeus i-a luat mințile. Asta trebuie înțeles foarte literal, pentru că mințile sunt date cumva, sunt inspirate, gândurile, ceea ce noi numim voință, și el nu are un cuvânt pentru asta, sunt de fapt inspirate. Următoarea etapă este între 600 și 500 înainte de Hristos. Este un moment crucial, este revoluția religioasă și metafizică, filozofică, pe care o fac orfico-pitagoreici. Pitagora este cel care transformă un set de date, de numere, pe care noi astăzi îl denumim teorema lui Pitagora, set de numere prin care constructorii din toate civilizațiile majore, știți foarte bine că orice civilizație majoră începe prin monumente și prin scris. Ori, ca să ridici un monument care nu se prăbușește, trebuie să fii capabil să construiești unghiul drept. Ca să construiești unghiul drept, trebuie să știi teorema lui Pitagora. Listele prin care teorema lui Pitagora era cunoscută, erau cunoscute de absolut toți constructorii tuturor marilor civilizații. Dovadă că monumentele lor stau în picioare, pentru că dacă nu știau Pitagora, n-ar fi stat în picioare. Dar ei nu cunoșteau teorema lui Pitagora. Ei cunoșteau o listă de numere. Această listă de numere este transformată de geniul grec în teoremă. Pitagora a inventat ceea ce grecii au pus în centrul culturii lor, cunoașterea prin intermediul formulării de teorii.
Cunoașterea, în chip de cunoaștere teoretică, este o invenție grecească. Ei suplimentează, nu substituie, pentru că cunoașterea prin liste, dicționarul este un exemplu de cunoaștere prin listă, dicționarele sunt foarte utile în continuare, sunt un tip de cunoaștere foarte validă. Dar ei au suplimentat cunoașterea prin liste, prin dicționare, cu cunoașterea prin intermediul formulării de teorii. Dar orficopitagoreicii mai fac ceva care este capital. Și anume, inventează, îmi vine să spun, sau descoperă, deopotrivă, îmi vine să spun, natura divină a sufletului. Ei sunt primii care inventează dualismul suflet-trup într-un mod foarte specific. Trupul este temnița sufletului, sufletul are cel puțin o parte, dacă nu în întregime, componentă din materia din care sunt făcuți materialul, substanța din care sunt făcuți și zeii, și pentru că dețin această divinitate a substanței din care este făcut sufletul, sufletul reușește să supraviețuiască după moarte, nu într-o materie, într-o manieră mizerabilă, cum supraviețuia simulacrul după în Hadesul lui Homer, ci într-un mod care este demn de existența zeilor. Următorul pas este următorul. Este Parmenide. Parmenide, care primul distinge între simțuri și intelect. E un pas foarte important, pentru că până atunci exista o indistinție. Elementul cognitiv sau subiectul cunoscător, cum îi spune Kant, nu fusese încă constituit în cultura greacă. Următorul pas, rapid spus, este al lui Heraclit. Heraclit face următorul progres remarcabil. El spune că simțurile reprezintă prima sursă în cunoaștere, iar simțurile fac parte din suflet. Este pentru prima oară când această specializare a sufletului, care se numește parte perceptivă, este înglobată în descrierea sufletului. Informațiile furnizate de simțuri sunt preluate de intelect, iar intelectul are capacitatea dublă de a vedea simțurile, de a folosi informațiile lor și de a percepe ceva ce este logosul, care este un principiu non-senzorial. Iar toate aceste lucruri, respectiv aparatul prin care lumea este cunoscută, intră în zona sufletului. Este prima unificare cognitivă a sufletului. Se petrece odată cu Heraclit. Vă dau de la Platon foarte scurt, pentru că mai e mult de spus, un reper important. Platon, care este un orficopitagoreic, el este un filozof care preia dualismul orfic între trup și suflet și afirmă un tip de existență a sufletului după moarte, caracterizat prin ruperea uniunii dintre trup și suflet, respectiv eliberarea din pușcăria corpului a sufletului, și sufletul se duce într-o zonă care este totalmente non-materială, este pur intelectuală, în sensul că poate fi văzută numai de către intelect, care este zona ideilor, care se identifică cu zona zeilor superiori. Platon are această parte orfică și are o metaforă despre funcționarea sufletului, care avea să aibă o posteritate formidabilă în stoicism, iar despre Marcus Aurelius știți foarte bine că este un reprezentant important al stoicismului roman. Reprezentarea o știți de pe cărțile de tarot, unde este reprezentat un vizitiu aflat într-un car și carul acesta are doi cai de culori diferite. Această imagine provine din Phaedros, un dialog al lui Platon,
Și tălmăcirea lui este următoarea. Rațiunea, care este partea cea mai înaltă a sufletului, este reprezentată de om. Carul, ca atare, este omul în totalitatea lui. Deci, să nu vă... deci vizitiul, să-i spunem așa, nu omul, vizitiul este rațiunea și este figurat pe cartea de tarot, pe care poate o știți, cine l-a citit pe Culianu știe cărțile tarot cu siguranță, este reprezentat de vizitiu. Carul ca atare este omul, reprezentat de sufletul lui. Iar sufletul are două componente care sunt cei doi cai. Cei doi cai sunt descriși în modul următor. Un cal este curat, blând și supus vizitiului, respectiv rațiunii. Acest cal reprezintă acea parte din suflet care este partea însuflețită, care în grecește se numește thymos. Celălalt cal, care este descris ca fiind flocos, neîngrijit, sălbatic și care în continuu se strunește și îl stânjenește pe celălalt, este calul pasiunilor, al dorințelor pătimașe. Iar atelajul sufletului descrie următoarea dramă a sufletului. Sufletul conține o parte superioară care încearcă să domine cele două părți pe care le are la dispoziție. Una este partea dorințelor însuflețite, iar cealaltă este partea dorințelor pătimașe. Dorințele pătimașe sunt strunite cu ajutorul dorințelor însuflețite. Adică calul alb este chemat de către vizitiul, care trebuie să fie stăpân pe situație, să țină în frâu calul negru. În cultura noastră, de curând, admirabil despre calul negru nărăvaș, a scris Gabriel Liceanu. Deci această metaforă în care ceea ce este mai bun în om este ca un vizitiu, și asta este rațiunea, care stă călare pe o situație sufletească dată, în care părțile active sunt o dorință însuflețită prin care vizitiul, rațiunea, încearcă să domine dorințele pătimașe, această metaforă trebuie să o aveți în minte atunci când citiți aproape oricare dintre fragmentele cărții lui Marcus Aurelius. Ce trebuie reținut de aici? Că avem un conflict în interiorul sufletului. La orficul pitagoreici nu există conflict în interiorul sufletului. Este o inovație a lui Platon care avea să aibă consecințe extraordinare pentru nașterea unui gen literar căruia îi aparține cartea lui Marcus Aurelius, dar și pentru apariția a ceea ce în grecește se numește asceză și în literatura latină se numește exercițiu spiritual. Asceza, respectiv exercițiul spiritual, nu au sens decât dacă există un conflict în interiorul sufletului. Conflictul în interiorul sufletului este descoperirea sau invenția lui Platon și reprezintă transpunerea conflictului exterior între suflet ca un întreg și corp la orfici. Această dezvoltare este extraordinar de importantă, pentru că sufletul pe care noi l-am moștenit este un suflet conflictual. Iar cel care pentru prima oară descrie în Cartea a IV-a Republicii și în Phaedros acest suflet conflictual este Platon. Materia acestui conflict reprezintă materia sufletească. Te întrebi ce viață avea sufletul înainte ca în interiorul lui să se nască, cel puțin în descrierea filozofilor, conflictul. Ne putem întreba. Și acum, dacă citiți pe liricii greci, pe Pindar, de exemplu, o să vedeți ce tip de suflet funcționează acolo. Este un suflet care nu seamănă cu al nostru. Este un suflet aulic. Este un suflet, când este al războinicului, al războinicului care nu are sfâșieri sufletești. Are triumfuri sau are înfrângeri.
dar nu are o problematizare a luptei. De unde înălțimea, de unde sentimentul de sublimitate pe care noi, cititorii de astăzi, îl avem citindu-l pe Pindar. Duceți-vă la Shakespeare și o să vedeți un cu totul diferit peisaj sufletesc al luptei, al războinicului. Acum, dacă aceste câteva sumare indicații despre ce înțelegeau anticii prin suflet și care era orizontul noțiunii de suflet cu care lucrează Marcus Aurelius este cât de cât îndestulătoare, să trecem la comparația propriu-zisă. Și comparația propriu-zisă este între două cărți care nu sunt oarecari, sunt două cărți geniale ale culturii noastre. Ca regulă, nu puteți compara un geniu cu un scriitor mediu, pentru că atunci cazul teoretic pe care vreți să-l construiți suferă de pe urma inegalității dintre scriitorul mediu și scriitorul genial. Adică nu poți să construiești o diferență între literatura rusă și literatura română comparând pe Dostoievski cu romanele lui Mihail Drumeș. Este greșit metodologic. Trebuie să comparați vârfurile între ele. Or, Marcus Aurelius a produs o carte care este o capodoperă a literaturii universale și a culturii noastre. Iar Augustin a produs și el o carte care este o capodoperă a culturii noastre. Comparăm capodoperele, iar în privința autorilor, Dumnezeule, avem ce compara, pentru că sunt două vârfuri în sine, și omenește, și ca poziții pe care le ocupă, unul față de antichitate, deci suntem la sfârșitul unei mari culturi, celălalt față de începutul unei mari culturi, care este cultura Evului Mediu. Câteva informații despre cele două cărți. Marcus Aurelius, în primul rând, să-l fixăm. Marcus Aurelius este fiul adoptiv al lui Antoninus Pius. Antoninus Pius a fost adoptat de către Hadrian, care a murit în 138, cu condiția să-l înfieze pe Marcus Aurelius, care pe vremea era adolescent. Antoninus Pius a făcut lucrul ăsta, s-a ținut de cuvânt și după moartea lui Antoninus Pius, un mare împărat, a venit la tron Marcus Aurelius. Marcus Aurelius a fost un mare împărat. A fost unul dintre mari filozofi practici. Trebuie să spun filozof practic, n-aș fi spus-o în antichitate, că s-ar fi înțeles de la sine ce înseamnă. Filozofia, așa cum ne-a învățat Pierre Hadot, un mare cunoscător al filozofiei antice și cel care pentru noi astăzi, după Paul Rabov, care în 1954 a publicat o carte superbă care se cheamă Seelenführung, în care pentru prima oară redescoperă faptul că filozofia antică nu este o filozofie universitară, nu este o filozofie a profesorilor, este o filozofie ca practică de viață, este o filozofie bazată pe ceea ce se numește exercițiu spiritual și că foarte multe din teoriile filozofilor antici nu reprezintă decât materie ori descriere tehnică a exercițiilor spirituale. Marcus Aurelius, filozof stoic, este filozof stoic nu prin faptul că profesează doctrinele stoicilor, ci pentru faptul că le profesează ca pe un mod de viață. Epicurienii, care au așa o proastă reputație că erau ahtiați de plăcerile cele mai groase, este profund fals. Alături de stoici sunt între școlile filozofice antice cele care au practicat cu cea mai mare asiduitate exercițiile spirituale. Au făcut-o și scepticii din noua academie și platonicienii o făceau. Iar filozofia lui Plotin, așa cum este descrisă de Porfir în biografia lui Plotin,
și anume conversațiile nesfârșite care aveau loc între el și discipol, modul în care el construia raționamentele, felul în care punea să îi se citească și toate astea arată în mod profund că această filozofie nu era o doctrină care se predă la facultate, ci era un mod de viață. Iar Marcus Aurelius, când a adoptat filozofia, a adoptat modul de viață filozofic. Deci Marcus Aurelius, născut în 121 și mort în 180, la 59 de ani neîmpliniți, a fost, deci, un împărat roman care, pe front, în ultimii 10 ani de viață, acest împărat care era pașnic prin excelență, a trebuit să facă față sarcinilor imperiale, ceea ce a însemnat război prelungit în ultimii 15 ani de imperiu. Ultimii 10 ani au fost cu deosebire dificili, practic a stat numai pe front, într-o zonă care corespunde Serbiei de astăzi și sudului Austriei, când s-a angajat în ceea ce istoricii numesc războaiele marcomanice, pe care le-a câștigat în mare măsură. Oricum, războiul sau temeinicia acestui război au fost pierdute de venirea la putere al fiului lui, Commodus, în 180, care a fost o catastrofă, a fost revenirea la împărații scelerați ai primului secol creștin, mă refer la Nero, Claudiu, Domitian, figuri sinistre. Și Commodus este o figură sinistră. Această carte este scrisă între 170 și 180 după Hristos. S-a crezut un jurnal de front. Ernest Renan crede că este un jurnal intim. Nu este asta. Nu este un jurnal intim. Și nu este un jurnal de front. Cum jurnal de front nu sunt însemnările lui Wittgenstein din primul război mondial. El, știți că pe front a scris niște însemnări care au fost publicate ulterior și care de fapt constituie lucrul lui la ceea ce avea să devină Tractatus Logico-Filosoficus. Așa cum Wittgenstein pe front nu scria un jurnal intim, nici Marcus Aurelius pe front nu a scris un jurnal intim. Ce a scris? Păi, aveți, vă rog, reprezentarea despre suflet din metafora din Phaedros a lui Platon. Ce a făcut el pe front reprezintă descrierea modului în care rațiunea lui, vizitiul, strunește în mod constant cei doi cai. De ce o face? Ca să își disciplineze sufletul, ca să-l facă să funcționeze în armonie cu ceea ce este superior și înalt, în cazul stoicilor este legea naturală, legea cosmică, pentru a liniști patimile, pasiunile și a obține ceea ce latinii numeau egalitatea sufletească, equanimitas. Acest frumos cuvânt latin, equanimitas, este cuvântul pe care în ultima zi a vieții lui, Antoninus Pius l-a dat ca parolă gărzii care s-a schimbat. Gândiți-vă, el a murit în 170, nu? Nu. A murit în 160, cred, Antoninus Pius. Și omul ăsta minunat a dat această parolă, equanimitas. Ei, asta căuta filozoful stoic să obțină. Căuta să obțină egalitatea sufletească. Adică controlul deplin al rațiunii, pe care ei pe grecești o numeau dominator, stăpânitor, hegemonicos, ca să pună tot sufletul sub comanda hegemonicosului. Asta căuta filozoful stoic. Iar ceea ce el ne-a lăsat în cartea lui sunt exerciții spirituale. Gândiți-vă cum arată un student care își face un elev care își face mâna ca să intre la facultate. Ia culegerea Geba, pe vremea mea era Geba, și începe să rezolvă exerciții de trigonometrie, de geometrie și așa mai departe. Își face mâna pentru ca mintea lui să se deprindă cu mecanismele prin care problemele matematice pot fi rezolvate. Asta face Marcus Aurelius. Există corpusul practicilor în filozofia stoică, a practicilor spirituale prin care mintea poate să domine ansamblul sufletului. Prima operație este să separi hegemonicosul de rest,
Iar după ce ai făcut separația, să folosești acest vizitiu, să-l întărești, ca totul să fie dominat. Care este scopul? Scopul este ca sufletul să se liniștească și să trăiască în perfect acord cu legea naturală. În acest mod, partea divină din suflet poate corespunde părții divine din lume. Iar lumea este un viețuitor divin în sine, bun. Am citat aici pe Platon din Timaios, dar citez și credința stoicilor, pentru care lumea era o ființă vie, uriașă și bună. Plotin, în ultimile lui zile, a spus că ceea ce face el in articulo mortis, ca pregătire pentru moarte, este să pregătească partea divină din el pentru a o trece spre partea divină din lume. Asta este ceea ce înțeleptul în cele din urmă poate obține. Și aș vrea ca să vedeți carnea lucrului, pentru că dacă nu ai carnea lucrului, nu ai nimic, cum o să vedeți foarte frumos că spune într-un loc Augustin, cum te cunosc eu pe tine, Doamne? Și urmează o descriere care este senzorială a ceva care este pur transcendent. Pentru că dacă nu ai mirosul, dacă nu ai văzul, dacă nu ai carnalitatea lucrului, fie el și Dumnezeu, nu ai nimic. Iar acest lucru poate fi dat prin ceva. Pentru stoic, acest lucru era dat prin exercițiile spirituale. Pentru creștin, era dat prin rugăciune sau prin contemplare. În cazul vostru, ca să pricepeți care este carnea de la care pleacă discursul meu, trebuie să vă dau câteva elemente din Marcus Aurelius. Și să înțelegeți în ce constă aceste exerciții spirituale. Există o schemă pe care traducătorul Bejan a preluat-o de la Pierre Hadot, a celor trei componente de bază a exercițiului spiritual pe care continuu îl practică el. Nu îl practică în toate secvențele pe care eu vi le spun, asta reprezintă o reconstrucție a posteriorii, ci părți din el sunt mereu aprofundate. Și să vedeți ce practic stă lucru și dacă nu o să vă vină să deveniți voi înși vă filozofi stoici după asta. Sunt trei componente. Totul are în vedere preocuparea față de suflet. Ce înseamnă preocuparea față de suflet? Înseamnă grija față de el. Gândiți-vă atitudinea grădinarului față de planta prețioasă pe care nu doar că vrea să o întrețină, dar vrea să întrețină din ea ce? Frumusețea ei, unicitatea ei, lucru care face ca acea plantă să fie cu adevărat unică și irepetabilă. Și atunci gândiți-vă la acel grădinar, cum iubește el planta, cum vine să îi găsească lumina cea mai bună, cum combină apa pe care o are cu cine știe ce ingredienți hrănitori și așa mai departe. Preocuparea față de sine nu este preocuparea față de egoismul conținut în sine, ci este preocuparea față de ceea ce este prețios în noi. Iar acest lucru este sufletul. Deci sunt în exercițiu spiritual al lui Marcus Aurelius, sunt trei etaje ale grijii față de suflet. Primul este identificarea, circumscrierea și delimitarea sinelui, adică a sufletului. Al doilea este preocuparea față de suflet în raport cu ceilalți. Iar a treia este preocuparea față de suflet în raport cu universul. Și prima etapă este identificarea. Trebuie să știi ce ești tu. E foarte interesant și foarte tehnic, dar în același timp este extraordinar de practic. Nu? Prima încercare este cine ești tu? Ești mâna ta? Ești pieptul tău? Ești emoțiile tale? Ești furia ta? Ești capacitatea ta de a rezolva teorema lui Pitagora? Ce ești tu? La această întrebare, stoicii dau un răspuns. Și răspunsul este dat în funcție de patru discriminări.
adică patru puneri la punct. Prima este primul cerc, care este cel mai îndepărtat. Și este întrebarea, eu sunt dumneavoastră? Și răspunsul este nu. Deci, eu nu sunt ceilalți. Este prima etapă de identificare. A doua se referă la percepția mea temporală. Eu sunt trecut prin memoriile mele, sunt viitor prin ceea ce o să fac peste jumătate de oră și sunt prezent. Întrebarea este, ce sunt eu din punct de vedere temporal? Și răspunsul stoic este, ești prezentul. Nu ești trecutul, nu ești viitorul, ești prezentul. A treia discriminare este, eu sunt senzațiile pe care cele cinci simțuri mi le furnizează sau sunt emoțiile pe care le resimt? Și răspunsul stoic este, nu ești nici senzațiile și nici emoțiile trupului. Ești principiul care conduce sufletul. Adică ești din suflet, pentru că amintiți-vă, vă rog, de unificarea cognitivă pe care a produs-o Heraclit, în care senzațiile fac parte împreună cu intelectul din suflet, ești partea cea mai înaltă a sufletului tău. Iar din intelect ești rațiunea, care este stăpânitorul, dominatorul, adică ești hegemoniconul. Ăla ești, ești hegemoniconul tău. În fine, al patrulea cerc se referă la istorie, pe care o numește râul vijelios al evenimentelor. Suntem noi râul vijelios al evenimentelor în care trăim? Suntem noi B1, Antena 3, Realitatea TV, România TV, TVR? Suntem noi toate astea? Suntem noi știrile pe care le citim cu aviditate? Suntem noi acțiunile noastre civice, lăudabile, admirabile? Răspunsul stoic este nu. Nu ești toate astea. Tu nu ești istoria în care trăiești. Deci tu nu ești ceilalți, tu nu ești trecutul și viitorul, ești prezentul, tu nu ești percepțiile senzoriale și emoțiile sufletești, ești hegemoniconul, ești partea cea mai înaltă a sufletului tău, asta e ideea, adică ești vizitiul. Nu ești caii, ești vizitiul, în metafora din Phaedros. În fine, tu nu ești istoria în care, cu totul accidental, s-a întâmplat să te naști. Pentru că, dacă te-ai fi născut în secolul al XIII-lea, erai secolul al XIII-lea. Dacă te-ai născut în secolul 20, ești secolul 20. Omul nu se reduce, am spune noi astăzi, la istoria în care trăiește. Acum, cum se gestionează aceste reprezentări? Și intrăm în etapa a doua, care este preocuparea sufletească în raport cu ceilalți. Și aici, foarte pe scurt, este propriu-zis, deși eu o fac scurt, pentru că asta este miezul, dar n-am ce să fac, este cum anume ne raportăm la omul din fața noastră. Comerțul cu sine, cu oamenii, cu semenii, este piatra de potignire pentru suflet. Și aici trebuie introdusă o disciplină perfectă. Trebuie introdusă disciplina în raport cu semenii care întrețin viciile sau întrețin părțile rele din noi și semenii noștri care întrețin părțile bune din noi. Dacă am făcut această distinție care este bazată pe distinția prealabilă între viciu și virtute și reușim să eliminăm pe cei care încurajează viciile, rămânem cu cei care ne încurajează virtuțile. Dar câți trebuie să fie ăștia? Ne putem lăsa confiscați de o colectivitate a celor care practică binele, astfel încât să ne epuizăm complet în ea? Răspunsul este nu. Aici este o dreaptă și bună măsură care trebuie să fie decisă până la urmă de la caz la caz. Și un cuvânt special are Marcus Aurelius, respectiv au stoicii, despre relația privilegiată cu semenii care se exprimă în raportul dintre maestru și discipol. Adică prietenia filozofică. Prietenia filozofică, iar prin filozofic vă rog să înțelegeți exercițiu spiritual, înțelegeți nu filozofia de catedră, ci filozofia ca mod de viață, deci prietenia filozofică stă în centrul preocupării sufletești a stoicului. Și știe oricare dintre voi
cât de importante sunt prieteniile. Și cu acest accent, prieteniile filozofice. Scormoniți, vă rog, în memoria voastră. Oricare dintre dumneavoastră a cunoscut prietenii filozofice. Nu le-ați spus așa, pentru că termenul pare foarte pretențios. Te simți și prost, în fond, să spui am avut o prietenie filozofică. E ca și când ai bea cafeaua cu degetul mic ridicat în sus. Dar fondul chestiunii, adică acea prietenie care este formatoare în raport cu sufletul vostru și care este formatoare nu într-un mod uscat, într-un mod catedratic, într-un mod pedagogic ațos. Nu! Este cu iubire, este cu frumusețe, este cu emoții. Este o prietenie veritabilă. Oricare dintre oamenii care au trecut pe acest pământ, oricare a cunoscut prietenia filozofică. Or, pe această prietenie filozofică, deci prietenia care antrenează ceea ce este mai bun din noi în modul iubirii, în fond, că iubirea, prietenia este iubire, asta se află în centrul preocupării de sine în raport cu ceilalți la stoici. În fine, aici intră un capitol care e foarte bogat, se numește disciplina acțiunii, respectiv cum trebuie să acționeze omul în lume, în raport cu semenii, în raport cu instituțiile, am zice noi astăzi, termenul nu e al lui Marcus, cum trebuie să acționeze în raport cu dușmanii, cu prietenii, cu datoriile pe care le are, în istorie, față de viitor, față de trecut, față de prezent și așa mai departe. Deci este un capitol important numit disciplina acțiunii. În fine, preocuparea de sine sufletească în raport cu universul. Aici este ceva care trebuie menționat ca un exercițiu pe care vă invit să-l faceți atunci când sunteți realmente sufocați de evenimente, de crize, de situații care vă indignează sau vă sufocă, pur și simplu. Primul lucru, sunt patru puncte aici, se numește privirea din cer. Este un termen al lui Marcus Aurelius. Ce este privirea din cer? Gândiți-vă, noi suntem, în raport cu evenimentele pe care le trăim, exact ca omul care se află într-un autobuz sau tramvai aglomerat, când afară sunt 40 de grade Celsius, toată lumea transpiră, fiecăruia îi miroase gura și tramvaiul nu mai oprește. Este o situație intolerabilă de aglomerație și de agresiune deopotrivă senzorială și morală. Așa suntem noi în raport cu evenimentele. Ce avem de făcut? Răspunsul este privirea din cer. Smulgeți-vă ideal din autobuzul în care sunteți sufocați de aglomerație și priviți totul de sus. Vedeți cum arată troleibuzul, vedeți cum arată oamenii care vă înconjoară, vedeți-vă pe dumneavoastră înșivă în acea aglomerație. Pe de o parte, cât de penibil sunteți, nu aveți niciun motiv să-i judecați pe ceilalți, deși suferiți de pe urma lor, dați-vă seama de reversibilitatea perfectă a situației, adoptați perspectiva de sus. Este un exercițiu spiritual pe care trebuie să-l facă oricine și, de fapt, vă spun, îl faceți instinctiv atunci când sunteți luați de gât de evenimente. Că trezirea din beția evenimentului, din râul vijelios al evenimentelor, trezirea se face întotdeauna așa. Capeți o privire distantă, capeți distanța față de evenimente, pur și simplu te vezi pe tine și evenimentele de sus. Și în acel moment capeți o claritate morală asupra ta în lume și asupra lumii. Claritatea morală nu se poate obține decât cu, îl citesc pe Marcus, privirea din cer. Al doilea este acceptarea destinului. Dacă o să te lupți cu faptul că te-ai născut în secolul 20, eu, 1957, n-am ce să fac, atunci m-am născut. Pot să mă lupt cu asta? Dacă te lupți în continuu cu faptul că ești născut într-o anumită țară și tu ai fi vrut să trăiești în alta, dacă te lupți în continuu cu faptul că te-ai născut în interiorul unei religii
și tu ai vrea să fii în alta. Dacă te lupți în continuu cu faptul că ai 1,82 m și nu 2,05 m, că ai 75 de kg și nu 95, că ai nasul coroiat în loc să fie drept, că l-ai cârn în loc să fie nu știu ce, sunt doar două posibilități. Una este să adopți calea lui Michael Jackson. Cu chirurgia modernă, mor la 50 de ani garantat, pentru că totul curge pe tine, după ce vei fi încercat să-ți modifici datele biologice complet. Finalmente, el nu mai era negru, era alb. Finalmente, nu mai avea un nas nu știu cum, avea un nas altfel. Rezultatul a fost foarte trist pentru bietul Michael Jackson. Deci asta este soluția proastă. Soluția bună este să accepți lucrurile așa cum sunt ele, potrivit distincției stoice fundamentale între lucrurile care depind de tine și pot fi schimbate numai pentru că depind de tine și cele care nu depind de tine și nu pot fi schimbate pentru simplu motiv că nu depind de tine. Nu depinde de tine faptul că soarele este în centrul sistemului solar. Nu poți schimba lucrul ăsta. Nu depinde de tine faptul că Pământul este a treia planetă de la Soare. Nu poți schimba acest lucru. Și așa mai departe. Deci dacă operezi distinția stoic fundamentală între lucrurile care depind de tine și lucrurile care nu depind de tine, deschizi de fapt poarta înțelepciunii. Pentru că le lași complet deoparte pe cele care nu depind de tine și deci nu le poți schimba, iar dacă încerci să o faci, caz peste soluția proastă, și te ocupi numai de cele care depind de tine. Ori acestea sunt toate de natură sufletească. Deci, în termeni stoici, exerciții spirituale. Adică ce a făcut timp de 10 ani, în ultimii lui 10 ani de viață, împăratul, stoicul, înțeleptul, acest triumf al umanității care a reprezentat frumosul, dragul, admirabilul Marcus Aurelius Antoninus. În fine, al treilea element este timpul. Trebuie să aprofundezi faptul că ești doar prezent, să nu te lași scurs în trecut și să nu te lași confiscat de utopia viitorului. Trebuie să faci cu prezentul tău tot ceea ce poți face în mod rezonabil cu prezentul tău. Să nu te lași confiscat de iluzia trecutului, nu, de iluzia viitorului și de povara trecutului. În fine, moartea. Cum înfrunți moartea? Și despre ultimile patru, privirea din cer, acceptarea destinului, timpul și moartea, vreau să vă citesc câteva pasaje. Ca să vedeți proza acestui minunat Marcus Aurelius. Privirea din cer. Gândește neîncetat la lume ca la o unică viețuitoare care conține o singură substanță și un singur suflet. Observă cum toate câte se întâmplă se produc în vederea unei singure percepții a lumii, cum toate lucrurile au loc printr-un singur impuls, cum toate sunt cauze reciproce ale tuturor realităților și, în sfârșit, în ce fel sunt țesătura care le formează și urzeala care le unește. Și natura rațională urmează un drum fericit dacă, în cazul reprezentărilor, nu își dă sentimentul nici la ceea ce e fals, nici la ceea ce este obscur, dacă își îndreaptă impulsurile numai spre acțiunile sociale, dacă își arată dorințele și aversiunile numai asupra celor aflate în puterea noastră, dacă primește cu bucurie ceea ce a fost urzit de natura comună. Rămâne o caracteristică a omului bun să iubească și să accepte evenimentele și tot ce a fost hărăzit lui de către destin. Nu, asta s-a referit la acceptarea destinului. Acum, privirea de sus. Cât de neînsemnată parte din substanța universală, cât de neînsemnată parte din sufletul universal, pe ce bulgăre neînsemnat din pământul întreg te târăști tu. Reflectând la tot acest lucru, nu-ți închipui nimic de o mare însemnătate decât aceasta, să acționezi după cum te îndrumă natura ta și, pe de altă parte, să suporți ceea ce ți aduce natura universală.
Cine a văzut lucrurile de acum, a văzut tot ceea ce a fost din veșnicie și ceea ce va fi în viitor la nesfârșit, căci toate lucrurile au aceeași origine și aceeași specie. Acum ceva despre timp. Cât despre intelect, îi sunt indiferente, hegemon iconul, îi sunt indiferente toate cele care nu reprezintă activitățile lui, iar cele ce sunt activitățile sale, toate sunt în puterea sa. Și dintre acestea, de fapt, el acționează numai asupra celor prezente, căci activitățile sale viitoare, fie trecute, sunt și ele, în clipa de față, complet indiferente. Cele ce vor avea loc în viitor să nu te tulbure, căci vei ajunge acolo, dacă trebuie, purtând cu tine aceeași rațiune de care te folosești acum pentru treburile prezente. Sau fiecare trăiește numai momentul prezent, care este o clipă. Restul fie au fost trăite, fie există în necunoscut. În fine, despre moarte. Moartea este asemenea nașterii o taină a naturii. Asta pare cumva creștinește. Dar să vedeți ce continuare pur romană, antichitate târzie, urmează. Moartea este asemenea nașterii o taină a naturii. O combinație a acelorași elemente și o descompunere a acelorași elemente. În general, moartea nu este ceva de care cineva ar putea să se rușineze, fiindcă nu este contrară condiției ființei raționale, nici principiului alcătuirii sale. Deci moartea ce este de fapt pentru Marcus Aurelius? Este doar o descompunere a elementelor care în momentul în care ai primit viața au fost compuse în chipul vieții tale. Este o viziune care, în momentul în care o pricepi în datele ei, te îngheață. Toată înțelepciunea lui Marcus Aurelius este înțelepciunea unui suflet care se străduiește să fie cât mai impersonal. Și vrea să fie impersonal pentru că are această concepție filozofică și religioasă, pur stoică și, de fapt, propria antichității, că particularul, individualul, este un accidental. Că ceea ce contează este generalitatea impersonalului. Și că, de fapt, după ce te-ai luptat ca să țin frâu patimile, să obții virtutea, să te identifici cu legea cosmică, ceea ce obții este, vă rog să vă amintiți cuvintele lui Plotin, este să treci partea divină din tine, care reprezintă, de fapt, partea cea mai înaltă a sufletului intelectual, grecii sunt foarte intelectualiști, adică hegemon iconul, să-l treci spre partea divină din cosmos. Adică, de fapt, să pui în contact lucrurile care în mod vremelnic au fost separate, prin cine? Prin persoana ta unică și irepetabilă. În fond, tu ai fost motivul pentru care cele două divinități, cea aflată vremelnic în tine și cea din cosmos, au fost separate. Și, de fapt, spre asta tinde toată înțelepciunea acestui admirabil Marcus Aurelius Antoninus. În cuvintele lui Plotin, să treacă divinitatea din el în cât mai bune condiții spre divinitatea din lume. Marcus Aurelius a fost considerat, pe bună dreptate, un înțelept și, cum am spus mai devreme, una dintre minunile acestei lumi. Aș vrea să vă citez ce a spus Ernest Renan despre el. Pentru că Marcus Aurelius este un fenomen care încununează antichitatea și cumva îi pune capăt. Spune Ernest Renan în felul următor:
Moartea lui Marcus Aurelius marchează sfârșitul Antichității. E frapant, pentru că Marcus Aurelius este secolul II. Dar iată în ce sens. Ceea ce a fost bun după această dată, spune Renan, nu mai este elenico-roman, citesc din el, ci iudeo-sirian. Secolul al III-lea este agonia unei lumi care în secolul al II-lea era încă în plină vigoare, iar Marcus Aurelius rezumă tot ceea ce a fost mai bun în lumea antică. Da. Dincolo de afirmația istorică cu iudeo-sirian și nu știu ce, este aici ceva, o intuiție profund adevărată. Marcus Aurelius este sfârșitul a tot ceea ce a fost mai bun din Antichitate. Dacă nu este, în sens propriu, sfârșitul Antichității. Dar îmi place să-l vedem așa, pentru că ceea ce este magnific, cum a fost Antichitatea, este frumos să sfârșească, cum spun francezii, en beauté, să sfârșească frumos. Ori Marcus Aurelius este, cum am spus, una dintre minunile acestei lumi. Perfecțiunea pe care a atins-o Marcus Aurelius este perfecțiunea sufletului Antichității. Este perfecțiunea unui anumit tip de suflet, pe care am încercat să-l descriu foarte succint prin etapele prin care a trecut noțiunea de psihe de la Aristotel și până la noțiunea generală de suflet cu care lucra în secolul al II-lea după Hristos Marcus Aurelius și pe care, într-un sens, o avea în orizontul noțional, filozofic și religios, nu religios, filozofic, pardon, o avea Aurelius Augustinus, cu o modificare care va fi foarte importantă. Tot Renan spune despre Marcus Aurelius că a scris o carte cea mai pur omenească din toate cărțile care există pe lume. Și adaugă un lucru care constituie pentru mine poarta spre următorul pas pe care vreau să-l fac împreună cu dumneavoastră, poarta spre următoarea încăpere în care vă invit. Spune așa: adevărul cărții lui Marcus Aurelius așa, am găsit. Deci este cartea cea mai pur omenească din câte s-au scris vreodată și adaugă: iar această carte este, citez, o evanghelie a celor care nu cred în supranatural. Atenție, Ernest Renan nu spune nu cred în Dumnezeu. În mod mai radical, el spune cei care nu cred în supranatural. Pentru că, într-adevăr, ceea ce te frapează, înțelegând la ce se referă discursul despre divinitate în Antichitate, faptul că acea divinitate este o divinitate a impersonalului. N-are nicio legătură cu divinitatea pe care noi o numim Dumnezeu. Iar sufletul care vrea să se unească cu această divinitate impersonală, aspiră și el să fie impersonal. Altfel spus, vrea să fie la fel de impersonal ca divinitatea din care se simte desprins. În timp ce ceea ce noi numim Dumnezeu are ca atribut persoana, iar sufletul care se adresează acestei divinități este un suflet care nu vrea să devină impersonal, care simte că numai fiind personal poate intra într-o veritabilă relație cu această divinitate. Și cum spune Ernest Renan, foarte radical, măreția și adevărul lui Marcus Aurelius nu au ce face nici cu sufletul, nici cu Dumnezeu. Dar cu ce suflet? Pentru că el vorbește în continuu de psihe. Cu sufletul creștin. Acela care caracteriza cultura în care Ernest Renan, în secolul al XIX-lea, scria volumele lui dedicate originii creștinismului. Iar ultimul volum se numea chiar așa: Marcus Aurelius și sfârșitul lumii antice. După ce urmează?
Urmează confesiunile. Dar înainte de confesiuni, trebuie să vă spun ceva. Cum arată sufletul antic? Este un suflet în care există un conflict. Conflictul între partea vicioasă, grosso modo, și partea virtuoasă. Dar ce este viciul? Ce este virtutea? Sunt concepte foarte intelectuale despre suflet. Altfel spus, sufletul antic este un suflet extraordinar de intelectualist. Este un suflet care, de fapt, deși în el există o parte, cea mai înaltă, care este partea intelectuală, rațiunea sau hegemoniconul, care este chemată să conducă restul activităților, al facultăților sufletești, dar de fapt activitățile sufletești însele, celelalte facultăți sufletești, nu pot fi înțelese decât ca particularizări sau ca expresii ale acestui intelect. Sufletul antic, care este sufletul grecesc, este un suflet extraordinar de intelectualist. Dovadă că problematica voinței este o problematică care nu apare în antichitate. Ea devine centrală de-abia odată cu Aurelius Augustinus. Dacă este să folosesc o metaforă, este una pe care aș extrage-o din comparația a două cosmologii. Noi toți am citit basme românești, nu? Slavă Domnului! Va exista un timp în care copiii nu vor mai citi basme. Deplor acel timp. Dar noi care le-am citit putem forma această complicitate. Noi suntem acea parte a comunității românești care a mai citit basme. Fie în copilărie, fie ca mine, care sunt un întârziat și acum. Ce frapează în basmele românești? Este viziunea despre lumea de dincolo. Cum se ajunge la lumea de dincolo? Printr-o progresie liniară. Ce face Prâslea? Prâslea merge pe un plan orizontal și ajunge la o prăpastie mare. În prăpastia mare se află lucruri năstrușnice. Balauri, multe capete, probe. Dacă trece de prăpastia mare, ajunge în tărâmul de dincolo. Tărâmul de dincolo cum arată? Este un lung pustiu la capătul căruia, trece prin diferite probe, există o colibă, acum fac aluzie la basmul Zâna Zorilor, a lui Slavici, cules de Slavici, o găsește pe Sfânta Miercuri. Mai merge, nu știu ce, iarăși, e des, dar tot e o progresie pe o câmpie și dă de coliba, care de data asta se află pe un deal, nu mai e o colibă la rasul solului, unde se află Sfânta Joie. După aceea merge și vede, găsește undeva pe o culme Palatul Sfântei Vineri. Iar după aceea ajunge propriu-zis în Ținutul Zorilor, care seamănă cu Empireul medieval, cu o deosebire fundamentală, că toată progresia pe care o vedem în basmele noastre, în lumile de dincolo, este o progresie care se petrece pe o câmpie orizontală. Extraordinar! Pentru că în cosmologia medievală nu se întâmplă așa. Prin cosmologia medievală înțeleg ceea ce bunoară putem descoperi în Dante. Acolo universul nu este bidimensional, este tridimensional. Iar spațiul de dincolo, adică de, dincolo de zona lunii, când începe lumea de dincolo, așa spunând, nu? Paradisul începe, paradisul ceresc acolo începe, este sferic. Adică avem o progresie tridimensională. Asta este foarte interesant. Sufletul antic, păstrați, vă rog, această descriere a celor două feluri de lume de dincolo, una care este o progresie orizontală pe o câmpie și una care este un mers în lumea tridimensională sferică, aplicându-se și tipurilor de suflet pe care le-am în vedere. Sufletul antic este exact ca progresia orizontală în lumea de dincolo pe care o avem în basmele noastre. Este un suflet orizontal. Este un suflet care nu trece de datele lui fundamentale. Este, îmi vine să spun, într-un fel cam barbar, dar eu cumva tehnic corect, este un spațiu, este un suflet care nu
include în el formula verticalității. Totul poate fi înțeles printr-o progresie liniară. În termeni tehnici, teologici, este un tip de suflet care n-a încorporat raportul de transcendență. Este un suflet care, oricât ar fi el ridicat, continuă să fie orizontal. Și de aici vine și măreția textelor numite sapiențiale din filozofia antică. Pentru că este un suflet simplu. Este un suflet pe care îl vedem așa cum vedem o sculptură. Sufletul antic seamănă extraordinar de bine cu statuile anticilor. Noi știm bine că ele erau pictate la origină. Știm bine că, asemenea lui Nefertiti, faimosul bust care există la Berlin, ea avea ochii pictați, avea culoare în obraj și așa mai departe. Și statuile grecilor erau la fel. Dar timpul a făcut din ele ceea ce noi vedem astăzi. Și sufletul antic seamănă extraordinar de bine cu frumusețea, strălucirea, gloria, dar și strania, limitare și impersonalitate a acestor statui. Statuarul antic exprimă perfect ceea ce am numit aici orizontalitatea sufletului antic. Judecata mea nu este derogatorie. Am folosit cuvinte din registrul cel mai înalt pentru a caracteriza frumusețea statuilor și frumusețea lui Marcus Aurelius. Nu fac o judecată de valoare. Încerc să fac o descriere judicioasă. Pentru că așa cum romanul secolului XIX diferă fundamental de Longos sau de Apuleius, fundamental, prin ceva fundamental diferă sufletul creștin de sufletul antic. Iar acest lucru este exprimat și foarte rapid, fac un intermezzo, cu trei puncte. L-am luat din Evanghelie. Intermezzo-ul se referă la cuvântul grecesc metanoia. Acest cuvânt a fost tradus în limba engleză prin repentance. În King James Bible apare cuvântul repentance, care înseamnă căință, pocăință, iar în traducerile românești apare exact același cuvânt pocăință. Există un consens care provine din antichitate, din momentul în care cuvântul metanoia a fost tradus în latinește. Și a fost tradus într-un fel pe care încă Tertulian, în secolul II, îl condamna ca fiind greșit. Și citatul din Tertulian este următorul. În greacă, metanoia nu este o mărturisire de păcate, ci o schimbare a minții. În latină este conversio, care literal înseamnă răsucire, schimbare de natură. Acest cuvânt, metanoia, în limba modernă metanoia, este un cuvânt crucial. Și pasajele pe care vi le voi citi, care sunt luate unul din Antemergător, Ioan Botezătorul, celălalt din Iisus Hristos și al treilea din Apostolul Pavel, rezumând mesajul lui Hristos, exprimă perfect, pentru că în toate apare cuvântul grecesc metanoia și el nu trebuie tradus prin pocăință, decât într-un sens ascetic, regional, îmi vine să spun, ci prin schimbarea minții. Primul pasaj este Matei 1:4. Și acolo se spune așa: ceea ce eu aduc, spune Ioan Botezătorul, este botezul metanoiei. S-a tradus la noi botezul pocăinței. Aduce botezul schimbării minții. Ce înseamnă asta? Că acest botez constă în schimbarea minții. Iar schimbarea minții este un termen tehnic pe care îl voi explicita prin Augustin. Al doilea pasaj este din Matei 4:17. Și este mesajul lui Hristos însuși. Și el spune așa: pocăiți-vă, traduc acum din Biblia, traducerea noastră, căci împărăția cerurilor este aproape. În engleză este at hand.
Este foarte, la îndemână este cuvântul românesc, care e un cuvânt extraordinar de frumos. Acel pocăiți-vă este, de fapt, schimbați-vă mintea, căci împărăția cerurilor este la îndemână. Este la îndemână în sensul următor, dacă îți schimbi mintea, împărăția cerurilor vine la îndemâna ta. Separarea ta de împărăția cerurilor este mintea, care încă nu este schimbată. Dar dacă ți-o schimbi, vei descoperi că împărăția este la îndemână, este la distanță de un gest. Deci ce trebuie să facă făt frumos? Nu trebuie să se ducă la prăpastie, după aceea să meargă, trebuie să-și schimbe mintea. Acea pocăință care apare de trei ori, al treilea pasaj vi-l spun imediat, este de fapt un cuvânt care ne derutează. Pentru că pune o afirmație tehnic-metafizico-religioasă în termenii străduinței morale. Sigur că străduința morală, respectiv pocăința, este un element important, dar nu ea este miezul. Miezul este schimbarea minții. Al treilea pasaj este din Faptele Apostolilor, 17:30, în care Pavel are un mesaj către credincioși, în care le rezumă, de fapt, mesajul lui Hristos. În ce constă mesajul lui Hristos? Și el spune, simplu, să se pocăiască, în traducerea noastră. De fapt, să-și schimbe mintea. Tot cuvântul grecesc, metanoia, apare și aici. Deci, în ce constă mesajul lui Hristos după Apostolul Pavel? În necesitatea pentru om de a-și schimba mintea. A o răsuci și așa mai departe. A se converti. Da, e un termen. În franceză, tobul, în tob apare convertire. Pentru cuvântul ăsta grecesc. Hristos însuși spune, pentru ca împărăția să fie la îndemână, trebuie să vă schimbați mintea. Iar antemergătorul, Ioan Botezătorul, spune că ceea ce vă aduc este botezul bazat pe schimbarea minții. Aceste mesaje sunt congruente și asta este poarta pe care o deschid ca să trec mai departe. Mai rezistați un sfert de oră? Atunci, mai departe. Și intru în confesiuni. Și primul lucru pe care vreau să vi-l spun este specia literară căreia îi aparțin confesiunile. E un lucru important, pentru că specia literară căreia aparțin confesiunile nu are niciun corespondent grecesc. Și n-are un corespondent grecesc, deși grecii erau extraordinari scriitori, extraordinari producători de literatură, dar era ceva în concepția lor despre viață care îi împiedica să inventeze acest gen literar. Iar acel lucru îl pot exprima foarte bine printr-un citat din Etica Nihomahică, unde Aristotel spune așa: bărbatul perfect nu vorbește nici despre alții, nici despre sine. El acționează. Deci nu există un gen literar onorabil care să corespundă autobiografiei. Pentru că bărbatul perfect nu vorbește despre sine și nici nu vorbește despre alții, adică nu se coboară la a bârfi, a crea un gen literar bazat pe bârfă, pe mica istorie. Deci grecii nu cunosc specia literară confesiunile. În schimb, literatura latină, da, cunoaște acest gen sub forma tratatelor numite De Vita Sua. Și există Emilius Scaurus, Rutilius Rufus, Sila, Varro, Cicero, au scris astfel de mici sau mai întinse scrieri care se numesc De Vita Sua. Augustin scrie despre viața lui. Cumva scriind despre viața lui, dar sub specia exercițiilor spirituale, și Marcus Aurelius se adaugă acestei specii literare. Și este foarte interesant și face parte din congruența comparației mele că Augustin a produs un text care este în descendența literară ca gen
genului în care și Marcus Aurelius a produs un text extraordinar de valoros. Deci ăsta este genul literar. E important că nu există un model grec și că atunci când există un model latin, în cazul lui Marcus, el e scris în greacă, dar el provine dintr-o abordare care nu e greacă, ci e latină. Și aici, un foarte scurt cuvânt de laudă pentru latinii. Romanii au fost secole de-a rândul disprețuiți. Au fost apreciați ca istorie politică, ca istorie militară, ca inventatori ai dreptului. Dar în literatură au fost considerați inferiori grecilor, nu mai vorbesc de artele plastice, nu mai vorbesc de filozofie. Or, romanii au fost excelenți în toate zonele în care geniul lor s-a exercitat. Nu îi disprețuiți pe romani. Au fost excelenți. Foarte scurt. Acum, ce fel de autobiografie sunt aceste confesiuni? Atenție, nu sunt confesiunile lui Jean-Jacques Rousseau. Pentru că Augustin compune această lucrare nu pentru a cuvântul românesc care îmi vine pe buze, pentru a se făli cu viața lui. Nu asta face. El descrie un itinerariu al sufletului către Dumnezeu. Pe latinește asta este itinerarium mentis in Deum și in veritatem. Asta descrie Augustin. Nu este viața lui sub specia anecdoticii biografice. Este viața lui ca itinerariu către Dumnezeu. Este important să vedem deosebirea dintre Jean-Jacques Rousseau și Augustin. Și mai este un lucru pe care vreau să-l spun ca preambul, anume că confesiunile lui Augustin reprezintă o operă canonică. Ce înțeleg prin operă canonică? Nu înțeleg opera care este decretată de către tradiția universitară sau de către tradiția literară ca fiind o piesă centrală într-o literatură. Operele canonice, și veți găsi că autorii canonici din acest motiv nu sunt atât de numeroși cât apar în cartea Canonul Occidental al lui Harold Bloom, lucrările canonice sunt mult mai puțin numeroase. O lucrare canonică conține un argument ontologic, adică un argument în favoarea existenței a ceva care pentru prima oară apare prin acea lucrare. În al doilea rând, conține o epistemologie, conține modul în care poate fi cunoscut acel ceva care apare în lucrarea cu pricina. După aceea, conține, îmi vine să spun, o morală și o lume, în care acea lucrare stă martor pentru morala și lumea care sunt prezentate. Augustin a scris lucrarea canonică, Confesiunile, pentru că în această lucrare, pentru prima oară, există o descriere a sufletului creștin, există o descriere a modului în care sufletul creștin poate fi cunoscut, există o descriere a lumii pe care sufletul creștin o produce și există un argument ontologic în favoarea existenței acestui suflet creștin, care, îmi vine să spun, este chiar această lucrare. Deci, Confesiunile este o lucrare canonică pentru că sufletul creștin pentru prima oară este prezentat, argumentat, demonstrat, pus la lucru să funcționeze în această lucrare. În literatura noastră, creație canonică este Mihai Eminescu. Pentru că el face cu putință limba română, o demonstrează ce poate, creează în interiorul ei universul ei expresiv și așa mai departe. În limba engleză este Shakespeare, nu este Chaucer. Nu este oricât ar vrea nonconformiștii de astăzi Marlowe, este Shakespeare. Prin Shakespeare, literatura engleză stă sau cade ca literatura engleză. Din acest motiv, opera lui este canonică cât timp va exista literatura engleză. Când va dispărea ea, va înceta și el să fie canonic.
În acest sens este canonic Sfântul Augustin. Pentru că pentru prima oară, ceva ce existase și înainte de el, neîndoielnic, este oferit lumii ca o lume, ca o totalitate existentă, ca ceva ce nu mai poate fi nici ocolit, nici contrazis, nici distrus, nici făcut abstracție de el. Iar acest ceva este sufletul creștin. În acest sens, confesiunile reprezintă o operă canonică. Cât timp va exista creștinism, lumea va citi confesiunile lui Augustin. În acest sens, ea este o carte canonică. Structura cărților. Sunt 13 cărți. Marcus Aurelius a scris 12 cărți, adică, mă rog, sunt 12 cărți, dar ce trebuie spus este că această distribuție a cărților nu îi se datorează lui, ci editorilor lui târzii. Deci, aceste exerciții spirituale sunt exerciții spirituale nu neapărat în ordinea care ne este prezentată astăzi în edițiile moderne, ci ele trebuie citite ca fiind fișe de exerciții spirituale într-o ordine care nu poate fi reconstruită și care poate că nu există niciuna. În timp ce confesiunile Augustin, care a fost un retor important, deci avea educație de retor, ele sunt construite cu o arhitectură. Sunt 13 cărți, dintre care primele 9 sunt biografice. El vorbește despre sine, dar nu sub specia accidentelor, ci sub specia itinerariului către Dumnezeu, a sufletului lui. Nu a lui Augustin, a lui Aurelius Augustinus, omul, ci a lui Aurelius Augustinus, sufletul. Atenție! Când spunem suflet pentru creștini, spunem mult mai mult decât spunem suflet într-o variantă orfico-pitagoreico-platonică. Pentru că pentru ei sufletul este strict detașabil și este strict independent de corp. În timp ce pentru un creștin, sufletul nu este, ca pentru Aristotel, de exemplu, forma materiei a cărei potențialitate este viața. Asta e o definiție tehnică luată din Aristotel. Respectiv, omul era suflet dacă îl vedeai ca formă și este corp dacă îl vedeai ca materie, dar ele sunt indiscernabil unite și nu le pot separa. Pentru creștin, sufletul este ceva care nu poate fi înțeles decât împreună cu corpul. Pentru că ceea ce creștinul exprimă ca speranță și ca credință vie în ultima parte din crezul este credința în recăpătarea trupurilor la judecata de apoi. Altfel spus, sufletul pentru un creștin este corpul lui, iar corpul lui este sufletul. Corpul și sufletul reprezintă o unitate sanctificată, teologic îmi vine să spun, prin faptul că noi nu ca suflete vom dobândi eternitatea, ci ca trupuri înviate. Să aveți lucrul ăsta în minte atunci când vă gândiți la sufletul creștin. Este o noțiune extraordinar de complexă. Deci, primele 9 cărți sunt dedicate biografiei lui, ceea ce înseamnă itinerariului sufletului lui Augustin către Dumnezeu. Cartea 10-a este o carte culme în care el descrie memoria. O să citim din ea ca să vedeți fragranța acestui text extraordinar. Și Augustin și Marcus Aurelius au fost scriitori extraordinar de buni. Cred că Augustin a fost un scriitor mai bun decât Marcus. Cartea 10 este dedicată memoriei. Cartea 11 este dedicată reflecției despre timp și eternitate din perspectiva Genezei. Cărțile 11, 12 și 13 sunt de fapt aparțin speciei hexaemeronului, adică comentariului asupra celor 6 zile ale creației. Totul culminând în cartea 13-a, printr-o reflecție asupra Sfintei Treimi, dar scoasă sau prelungită din această
revenire asupra genezei, asupra creației lumii. Deci schema lui Augustin e foarte puternică și este schema, de fapt, lumii creștine. Este sufletul individual care are importanță pentru că face parte din istoria divină. Sufletul individual nu are o istorie care este propriu-zis profană. Ceea ce este formidabil în creștinism este că, potrivit rădăcinii iudaice ale acestei idei care este alianța dintre Dumnezeu și un popor ales, istoria profană, care nu e profană, face parte din istoria divină. Iar Vechiul Testament, cum vedeți, este o parte cosmologică, care este geneza, sunt părți de drept, de organizare a vieții, în care se spun cum să faci cortul, cum să faci ritualul, cum să jertfești victima și așa mai departe. Deci parte de jurisdicție religioasă, profeții, foarte important, și istorie. Iar această istorie nu este niciodată profană, pentru că este istoria nu a omului, ci a omului aliat cu Dumnezeu. Adică face parte istoria omului din istoria divină. Și în schema lui Augustin din Confesiuni, ceea ce vedem este că un suflet individual, și nu e vorba de geniul numit Aurelius Augustinus, că nu în termen de genii discutăm noi, deși cel care a produs această carte este indiscutabil un geniu, dar nu ca geniu face el, ține de această istorie, ci ca suflet creștin, postulant, aspirant, prin credință, la vederea lui Dumnezeu. Deci acest suflet individual își spune istoria pentru că apropierea lui de Dumnezeu face parte din istoria divină. Și după aceea ajunge la punctul culminant, care este memoria în care Dumnezeu este cuprins, deși El este necuprins, dar este punctul prin care, receptacolul prin care omul poate să țină prezența lui Dumnezeu. După care ce face Augustin? Se duce la geneză, adică la începutul creației, și ne spune cum arată creația, culminând cu Sfânta Treime, din perspectiva acestui lucru care s-a petrecut înainte, în primele 10 cărți. Biografia unui simplu om care face parte din istoria lui Dumnezeu. E, cui se adresează această construcție? Această construcție, și vă dau un citat din Augustin, dar cui povestesc eu toate aceste fapte? Când auziți, vă rog, ce vă citesc, concentrați-vă sau încercați să percepeți cu simțurile și cu mintea, încercați să percepeți calitatea acestei proze. Ea e foarte bine tradusă. Și calitatea reprezentărilor, ca să vedeți mireasma acestui tip de suflet. Dar cui povestesc eu toate aceste fapte? Oricum, nu ție, Dumnezeul meu. Am uitat să vă spun că confesiunile sunt adresate. Ele reprezintă o conversație pe care Augustin o are cu Dumnezeu. El în permanență îi se adresează lui Dumnezeu. Nu îi spune dumneavoastră lui Dumnezeu, să știți. Îi spune tu. E un Dumnezeu cu care el intră într-un dialog de tip rugăciune. El, în rugăciune, îi se adresează lui Dumnezeu. Oricum, nu ție, Dumnezeul meu, ci adresându-mă ție, le povestesc neamului meu, neamului omenesc, oricât de mic ar fi numărul celor cărora ar putea să le cadă în mână aceste pagini ale mele. Aceste pagini ale lui au fost scrise între 378 și 379. El avea 49 de ani neîmpliniți. Când Marcus Aurelius a scris între 49 și 59 de ani. Deci, oricât de mic ar fi numărul, este de fapt neamului omenesc. Și în ce scop o fac? Acum urmează chestia tare. Desigur, pentru că atât eu, cât și oricine va citi aceste rânduri, să înțelegem cât de adânc este hăul din fundul căruia trebuie să înălțăm spre tine strigătele noastre. Deci, de ce ne spune el toate astea? Ca să pricepem cât de adânc este hăul din care strigătul credinței se înalță spre Dumnezeu. Ce este acest hău?
Păi avem o primă definiție extraordinar de puternică a sufletului creștin. Sufletul creștin este un hău. Ce înseamnă asta? Nu vă gândiți că este un... Gândiți-vă la noțiunea geometrică de hău. Hăul este ceva infinit adânc. Și fiind infinit adânc, este ceva imposibil de scrutat în toate amănuntele lui. Hăul are proprietatea că este opac. Orice minte, oricât de inteligentă, nu poate pătrunde în profunzimea hăului, că de-aia este hău. Deci este ceva infinit adânc și impenetrabil, inclusiv pentru facultățile lui sufletești. Amintiți-vă, vă rog, de cât de intelectualist era sufletul grec. Era un suflet în care odată ce vizitiul punea mâna pe car, adică pe suflet, strunea caii dacă știa cum să o facă. Nu există nimic inscrutabil aici. Nu există nimic de tipul unui hău. Suntem într-o orizontalitate limpidă. Este ceva profund apolinic în această definiție a spiritului, a sufletului intelectualist grec. În timp ce sufletul creștin este un suflet dionisiac, în sensul că el conține drama, abisul, hăul, profunzimea insondabilă. De-aia a scris confesiunile. Le-a adresat lui Dumnezeu, le-a lăsat mărturie pentru toată umanitatea, e foarte interesant, nu numai neamul lui, ci toată umanitatea, dar ca mărturie pentru hăul din care se ridică glasul credinciosului către Dumnezeu. Aici trebuie făcute câteva observații. Prima, foarte rapid. Marcus vorbește de erori. Spune că am făcut greșit un anumit lucru și deci trebuie să revin. Augustin nu vorbește niciodată de erori, el vorbește de păcate. Păcatul este altceva decât o eroare. Îmi vine să spun că păcatul este eroarea, nu, este modul în care eroarea dintr-un exercițiu spiritual este interiorizată într-un suflet creștin. Marcus nu putea vorbi de păcate. El putea vorbi de lucruri respingătoare, de vicii, dar nu vorbea de păcate, vorbea de erori pe calea înțelepciunii. Aici vorbim de păcate. În al doilea rând, tema voinței, care este o temă centrală la Augustin și este o temă fundamentală a asceticii creștine. Tema voinței care nu este epuizată deloc, dar deloc, prin simplu raport de comandă-execuție pe care un hegemonicon, un vizitiu, îl are asupra celor doi BDV. Este un raport foarte complicat și foarte complex. Poate că paginile cele mai profunde privitoare la natura acestui lucru straniu care se numește voință, voință sufletească, și a raportului pe care voința, oricât de clar ar fi ea, îl are în raportul ei de execuție cu celelalte facultăți sufletești, poate că cele mai profunde pagini sunt în el, sunt în Kierkegaard și sunt în Dostoevski. Dacă vreți să vedeți cât de complexă este lumea sufletească a sufletului creștin, trebuie să vă duceți la autorii care au avut cea mai complexă relație cu dificultățile acestui concept central al sufletului creștin, care este voința. Nu este suficient să spui, știu care este adevărul, îl voi pune în aplicare de mâine. Nu merge așa. Iar Augustin știe că nu merge așa și descrie cum nu merge acest lucru. Și modul în care descrie acest lucru apare în câteva pasaje incredibile, din care sper să vă pot citi unul, dacă mă mai descurc în semnele mele. Nu mă mai descurc în semnele mele. Deși, da, pasajul este, faceți abstracție de amănunte, adică că el se referă aici la o întâmplare, faceți complet abstracție de întâmplare, luați numai
tonul și strigătul lui. În acel moment, în mijlocul dezbinării care sfâșia cu violență în lăuntru spiritului meu și pe care o atâțam neîncetat împreună cu sufletul meu în adâncul celei mai tainice încăperi a inimii mele, cu o înfățișare tot atât de răvășită pe cât îmi era mintea de tulburată, mă năpustesc asupra prietenului meu și strig. Ce se întâmplă cu noi? Ce înțeles are întâmplarea pe care ai auzit-o? Doi oameni neinstruiți se ridică din țărână și împing cu forță porțile cerului. E vorba de oameni neinstruiți care reușesc să facă lucruri pe care ei, oamenii ăștia instruiți, nu reușesc să-l facă. Iar noi, eu, cu toată învățătura noastră lipsită de inimă, iată cum ne bălăcim în lumea aceasta de carne și de sânge. Oare fiindcă ne-au luat-o înainte, ne este rușine să-i urmăm? N-ar trebui mai degrabă să ne fie rușine și că nici măcar acum nu avem curajul să-i urmăm? Este vorba de decizia pe care o exprimă voința că revelația creștină este adevărată. Deci voința lui, deci inteligența lui acceptă acest lucru în cele din urmă. Nu maniheismul, nu platonismul, nu neoplatonismul, ci creștinismul. Perfect, el e adevărat. Și acum e rândul voinței să aplice acest lucru. Și nu reușește, pentru că sufletul acesta, care este un hău abisal, nu se lasă convins. Voința vrea, intelectul știe, are certitudinea, dar ceva se opune. Consimțământul de plin al sufletului nu poate fi obținut. Și atunci Augustin are această izbucnire. Dar ce se întâmplă cu noi? Și se întreabă el, de unde vine acest coșmar îngrozitor? Coșmarul îngrozitor fiind conflictul din interiorul sufletului creștin, care decurge din faptul că el este infinit adânc, lucru care decurge din faptul că Dumnezeul căruia el îi se adresează este un Dumnezeu care este apropiat în iubire, dar este separat printr-un raport de transcendență prin natura lui. Pentru că eu, sufletul, sunt creat, iar el este creatorul. Iar ceea ce ne separă este raportul de transcendență. Ca eu să fiu apropiat de creatorul meu într-un raport de iubire în care și el, fiind persoană, nefiind un Dumnezeu impersonal, vine spre mine și mă înconjoară și este prezent în toate felurile și o să vedeți senzorial cum este el prezent, atunci ce trebuie să facă sufletul? Trebuie să încorporeze raportul de transcendență. Cum? Iar asta produce coșmarul îngrozitor. Pentru că a încorpora infinitul când ești finit, asta te pune în posesia unui instrument de cunoaștere incredibil de puternic, care este sufletul creștin, suportul minții creștine, dar în același timp te pune pe marginea prăpastiei. Acestui hău, totul devine infinit complicat. De ce? Pentru că devine infinit bogat. Și încă o dată, literatura este cea care ne ajută, pentru că ea are carne. Iar carnea ne ajută întotdeauna. Comparați, vă rog, analizele psihologice din toate romanele moderne cu analizele psihologice, pseudopsihologice din romanele antice. Nu aveți nimic acolo. Aveți povestiri edificatoare. Aveți apologuri medievale, fabule. Nu aveți romane, pentru că romanul este construit pe trama sufletului. Romanul este bogat dacă sufletul este bogat. Ori posibilitatea însăși a acestui suflet de a fi bogat ține de sufletul creștin. Adică încorporarea raportului de transcendență în interiorul lui și a faptului că el se adresează lucrurilor care îl depășesc prin credință, care este un raport de încredere și de iubire. Adică un raport de devoțiune care exterior este exprimat ca rugăciune. Și atunci se naște acest lucru care îi produce coșmaruri îngrozitoare lui Augustin, care este sufletul infinit bogat al creștinilor. Asta ca să vă spun de tema voinței. Încă o observație. La Marcus Aurelius exista exercițiu spiritual, privirea din cer. Privirea din cer e bazată pe faptul că sufletul este exterior lumii, nu?
ați zice, nimic mai normal decât faptul că sufletul este exterior lumii. Și atunci, el face un pas în afara lumii și o privește de sus. Asta e privirea din cer. Ce este incredibil la Augustin este faptul că lumea nu mai este exterioară în confesiuni, ci este vârâtă în suflet. Și nu este un act de subiectivism, ci este un act prin care sufletul își probează întinderea lui și cuprinderea lui formidabile prin includerea lumii, inclusiv a lui Dumnezeu, în acest suflet. Iar cartea centrală, care este cartea 10-a, cartea memoriei, dedicată memoriei, exprimă acest lucru. În fine, mai am o observație de făcut care leagă tot lumea antică de lumea lui Augustin. În lumea antică, Zeul Suprem, Zeul, uneori tradus prin Dumnezeu la Aristotel, este cel care pune în mișcare lumea, el fiind nemișcat. În termenii lui Aristotel, el este act pur. El nu are absolut nicio potențialitate. Toată potențialitatea este ridicată în act, adică este activitate pură. Acesta este Zeul din cartea 12-a a metafizicii lui Aristotel. El are ca proprietate următoarea descriere. El se gândește pe sine însuși. Asta este activitatea lui. Ce frapează este următorul lucru. Că această gândire de sine însuși nu este însoțită de conștiință de sine. E frapant faptul că conștiința de sine nu îl caracterizează pe Zeul Suprem al anticilor, instanțiat prin acest Dumnezeu creștin. Ce este foarte interesant în relația dintre mintea anticului și sufletul creștinului, este că în mintea anticului, formulele reflexive de tip gândirea care se gândește pe sine se aplică numai divinității. Iar acest reflexiv nu este însoțit de conștiință de sine. Nu ni se pare straniu. De ce? Pentru că toți aveți sufletul creștin. Și atunci vi se pare ciudat lucrul ăsta, dar el trebuie gândit în specificitatea lui tehnică. În timp ce formulele de tip gândire care se gândește pe sine, la creștini sunt aplicate sufletului uman. Asta e foarte tare. Sunt aplicate sufletului uman și însoțite de conștiința de sine. Deci aveți în felul ăsta un tablou contrastant a ceea ce se cuvenea numai zeului în cazul antichității, formulele reflexive, fără să fie însoțit de conștiință de sine, și ceea ce în cazul sufletului creștin devine un atribut în funcționarea cea mai banală a sufletului creștin, dar este însoțită de conștiința de sine. Și acum câteva exemple din carnea relației cu Dumnezeu pe care sufletul creștin o prilejuiește. Am depășit sfertul de oră. Încheiem. Lumea, da. Îmi mai dați 10 minute? Atunci, repede cu Augustin la vale. Sunt câțiva pași pe care vi-i prezint a relației pe care acest suflet, veți simți imediat că este foarte diferit de sufletul lui Marcus Aurelius, îl are cu Dumnezeu. Dar unde te-am găsit ca să învăț să te cunosc? Cel care vorbește este sufletul lui Augustin și el se adresează lui Dumnezeu, nu? Căci nu te aflai în memoria mea înainte ca eu să te cunosc. Unde te-am găsit așadar ca să te cunosc, dacă nu în tine însuți, deasupra mea? Între mine și tine nu există nicio distanță. Asta e foarte frapant. Niciodată un grec n-ar fi folosit o asemenea formulă. Niciodată Aristotel n-ar fi spus că zeul care se gândește pe sine însuși se află în
intelectul activ al omului. Deși a spus că sunt făcuți din aceeași substanță. Dar n-ar fi gândit acest lucru. Pentru că numai sufletul creștin poate să îl gândească pe Dumnezeu ca fiind lipit de el, în condițiile în care el nu face nicio clipă greșeala de a crede că nu există, unu, distinție între creator și creatură, și doi, că n-ar exista un raport de transcendență care ne separă între creator și creatură. Fie că ne apropiem de tine, fie că ne depărtăm, nu există nicio distanță. Din punct de vedere rațional, suntem într-o matematică care este infinitului, să ne înțelegem bine. Deci oricât m-aș depărta, sunt tot la fel de aproape de tine. Oricât m-aș apropia, sunt tot la fel de aproape de tine. Amintiți-vă de postulatul care stă la originea relativității restrânse. Viteza luminii în vid este o constantă universală a naturii, ceea ce înseamnă că ea nu se supune regulii compunerii vitezelor. Dacă mă apropii de ea, tot la fel de repede o văd că se mișcă. Dacă mă îndepărtez de ea, tot la fel de repede se mișcă. Deci e un raport paradoxologic care este tipic întemeierii sufletului creștin. Tu ești adevărul, te afli pretutindeni deasupra tuturor celor care îți cer sfatul și răspunzi în același timp fiecăruia potrivit cu întrebările sale. Tu dai răspunsuri limpezi, dar nu toți te privesc te înțeleg cu limpezime. Toți te întreabă ceea ce doresc să întrebe, dar răspunsul nu este întotdeauna acela pe care vor să-l audă. Cel mai bun slujitor al tău este acela care nu se așteaptă să audă de la tine ceea ce dorește, ci mai degrabă își potrivește voința cu ceea ce aude de la tine. Și acum urmează un pasaj superb. Târziu te-am iubit, frumusețe, atât de veche și totuși atât de nouă, târziu te-am iubit. Căci iată, tu te aflai în lăuntrul meu, iar eu eram în afara mea. Deci, raportul de separare al credinciosului cu Dumnezeu nu este exprimat ca o exterioritate a omului de Dumnezeu. Dumnezeu este în sufletul creștin, dar în mod paradoxal, cel care nu crede în Dumnezeu sau nu-L vede, El este în afara Lui. Nu a Lui Dumnezeu, ci a sufletului Lui. Aceste lucruri nu puteau fi gândite de Marcus. Nu e o problemă de inteligență, nu e o problemă de genialitate, nu e o problemă de talent. Este o problemă de suflet, adică de structură ontologică a sufletului. Sufletul antic era excelent, dovadă admirabilele opere pe care le-a produs și pe care le animă în continuare. Voi când îi citiți pe antici și sunteți emoționați de ei, să știți de ce sunteți emoționați, pentru că acel suflet e viu în continuare. El este o posibilitate vie a oricărui suflet uman. Dar sufletul creștin este complet diferit. Și pe ăsta îl putem înțelege pentru că noi, ținând de această civilizație creștină, îl avem ca fiind al nostru din familie. L-am supt împreună cu sângele, cu laptele mamei, ne curge în sânge într-un fel misterios, e o taină, și îl respirăm ca atare. În momentul în care cultura noastră creștină va muri, viața din acest suflet se va fi stins. Dar el va putea fi în continuare cunoscut prin operele care le exprimă, așa cum sufletul antichității continuă să fie viu pentru cei care înțeleg cu adevărat aceste opere. Tu erai cu mine, dar eu nu eram cu tine și mă țineau deoparte de tine tocmai acele lucruri frumoase care nu ar fi existat dacă nu ar fi existat în tine. M-ai chemat, m-ai strigat și ai sfâșiat cu țipătul tău surzenia mea. N-ar fi putut Marcus să spună niciodată lucrurile astea. Ai fulgerat, ai străluminat și ai izgonit orbirea mea, ai răspândit mireasma ta, ți-am respirat suflarea, iar acum suspin după tine, ți-am simțit gustul, iar acum mi-e sete și mi-e foame de tine. M-ai atins și ai aprins în mine dorința după liniștea ta. Gândiți-vă ce, aici ce este de fapt dat? Este raportul intelectual al unui suflet cu principiul creației lui? Este un raport carnal, este un raport senzorial cu cine?
cu Creatorul lumii și cu Cel care este separat de lume printr-un raport de transcendență. Cum e cu putința asta? Într-un singur fel, fără încălcarea principiului separării dintre, a distinției dintre creație și creator și a năruirea în panteism sau în imanentism pur a raportului de transcendență. Dacă există pe lume ceva care se numește sufletul infinit adânc al creștinilor. Este singurul instrument prin care Dumnezeu transcendent și creator poate să fie prezent într-o creatură și anume în mod complet. Iar semnul că este complet e dat atât de elementul de doctrină, să zicem foarte rapid, crezul cu tot ce exprimă el, cât și prin această carnalitate a raportului care arată raportul personal dintre un suflet individual ca persoană și un Dumnezeu creator și transcendent ca persoană. Este un raport personal, iar raportul personal este exprimat prin carnalitatea, prin senzorialitatea acestei legături. Iar puțin mai înainte, el spune așa, ca să mă înalți până la Dumnezeu, mă voi ajuta de sufletul meu. Teza mea din această conferință este că trebuie să ai acest tip de suflet ca să-l poți folosi, ca să ajungi la el. Altfel spus, sufletul creștin trebuie văzut ca un instrument de cunoaștere. Așa cum în epistola către Diognet, Diognet a fost un profesor al lui Marcus Aurelius și la mijlocul secolului II, un creștin, al cărui nume nu-l știm, i-a descris lui Diognet ce înseamnă creștinismul și viața de creștin. Ori acolo, acel autor anonim îi spune lui Diognet că pentru creștini, credința este un instrument de cunoaștere. Nevăzutele se văd cu ajutorul credinței, așa cum simțurile văd văzutele. Iar pentru a ajunge la un Dumnezeu care este creator și transcendent, dar și personal, e nevoie de acest tip de suflet, de care Augustin spune că se ajută ca să poată să ajungă la el. Și Augustin se întreabă, dar ce iubesc de fapt atunci când te iubesc pe tine, Doamne? Nu frumusețea corpurilor sau gingășia lor trecătoare, nu strălucirea luminii, a acestei lumini atât de prietenoase față de ochii mei, nu suavele melodii ale feluritelor cântări, nici mireasma dulce a florilor, a parfumurilor și a balsamurilor, nu mana cerească și mierea, nici membrele făcute pentru îmbrățișări trupești, nu toate acestea le iubesc eu atunci când îl iubesc pe Dumnezeul meu. Deci a făcut primul pas din punct de vedere teoretic. A separat creatorul de creație. Și acum urmează poanta, ca să zic așa. Și totuși, spune Augustin, iubesc un anume fel de lumină și un anume fel de glas, o anumită mireasmă, o anume hrană și o anume îmbrățișare atunci când îl iubesc pe Dumnezeul meu. Sunt lumina, glasul, mireasma, hrana și îmbrățișarea omului lăuntric, care se află în mine, acolo unde pentru sufletul meu strălucește o lumină care nu are hotar, unde răsună o melodie care nu piere în timp, unde se răspândesc miresme pe care nu le împrăștie suflarea vântului, unde se poate gusta dintr-o hrană pe care lăcomia nu o micșorează niciodată și unde se înlănțuie îmbrățișări pe care împlinirea dorinței nu le desface niciodată. Iată ce iubesc eu atunci când îl iubesc pe Dumnezeul meu. Deci ce iubește? Iubesc un anume fel de lumină și un anume fel de glas, o anume mireasmă, o anume hrană și o anume îmbrățișare. Unde sunt toate astea? Îmbrățișarea e a brațelor. Dar sufletul creștin este un suflet care a construit brațe sufletești în interiorul lui. Și cu acele brațe îmbrățișează.
cunările care au fost interiorizate în sufletul creștin, el prinde miresmele. Cu urechile care există în sufletul creștin, el aude strigătul, țipătul, cum spusese mai devreme, al lui Dumnezeu. Altfel spus, trebuie să vă imaginați extraordinar, acum trecem în registrul teoretic, extraordinara inovație a lui Augustin este că perspectiva, poziția din care sufletul lui vorbește, nu mai este exterioară creației, ci incorporează totalitatea creației. Pentru că acest suflet pe care el ne prezintă pentru prima oară, și anume sufletul creștin, este un suflet care cuprinde toată creația în potențialitățile lui. Este un suflet coextensiv cu creația. Cum e cu putința așa ceva? Păi să sparie mintea, pentru că nu poți pricepe lucrurile astea, sunt respectiv taine. Dar avem această descriere făcută cu luciditatea unei minți geniale și cu un talent de scriitor din care ați putut vedea cât de mare este. Tehnic vorbind, sufletul creștin este pe de o parte sufletul infinit adânc, sufletul care a încorporat raportul de transcendență, un suflet care este adânc personal, un suflet care este coextensiv cu creația, e motivul pentru care confesiunile se încheie cu recapitularea creației, pentru că face parte din istoria individuală a fiecărui suflet reluarea creației și se încheie cu taina Sfintei Treimi, este fundamental asta. Orice itinerar al unui suflet individual în Dumnezeu începe cu nașterea lui și se încheie cu misterul Sfintei Treimi. Este exact cum se încheie Divina Comedia lui Dante. Și el este un itinerarium mentis in Deum, care se încheie în descriere în momentul în care în alta fantezie, imaginația, vede Sfânta Treime. Și în momentul în care începe să distingă între cele trei chipuri, în acel moment, un scurt circuit face cu neputință continuarea și Divina Comedie se încheie. La fel, confesiunile lui Augustin se încheie cu recapitularea creației și cu misterul Sfintei Treimi, pentru că sufletul creștin este coextensiv cu creația. Așa cum Hristos, de la începutul creației, se află acolo, el nu a fost născut în nașterea lui, în vremea lui Tiberiu, nu Augustus, nu atunci s-a născut el. El este coextensiv cu creația, la fel este și sufletul creștin. La ce problemă răspunde sufletul creștin? La problema tehnică, amintiți-vă, vă rog, la ce problemă răspund exercițiile spirituale? La problema trecerii părții divine din suflet spre partea divină din cosmos. Instrumentul este exercițiul spiritual. Ăsta e sfârșitul Antichității, Marcus Aurelius. La ce problemă răspunde sufletul creștin? La problema tehnică care se formulează în felul următor. Cum este posibil pentru un suflet individual, persoană, finit, creat și muritor, în prima instanță, să aibă un raport de cunoaștere cu un Dumnezeu creator, transcendent și personal, care este angrenat, care este legat de lume, nu numai prin creație, ci și printr-un raport de iubire. Într-un singur fel, dacă există sufletul creștin. Sufletul creștin este răspunsul tehnic la această problemă. Iar Augustin este primul care arată existența, funcționarea, descrierea și, îmi vine să spun, tipul specific de senzorialitate pe care sufletul creștin îl aduce în lume. Restul istoriei, de la confesiunea lui Augustin și până în zilele noastre, nu reprezintă decât punerea la lucru în istorie a sufletului creștin, a cărui cea mai importantă și puternică interfață cu lumea este mintea creștină, despre care v-am vorbit în a doua conferință, relația lui Dumnezeu cu modernitatea. Încheie aici conferința mea
Încercând foarte scurt să recapitulez domeniul peste care am zburat. Am încercat să nu fac judecăți de valoare și cred că ați observat acest lucru, întrucât admirația mea pentru Marcus Aurelius și deci pentru antichitate și deci pentru sufletul antic este mare, este enormă. Ea totuși nu este la fel de mare ca admirația mea pentru Augustin și pentru Cartea Confesiunilor, dintr-un motiv care ține de felul în care sunt născut. Eu m-am născut cu un suflet creștin, ca atare pentru mine anima naturaliter cristiana. Și, deși înțeleg frumusețea altor suflete, sufletul în care eu mă simt acasă și sufletul în care eu, singurul suflet în care eu sunt, simt că Dumnezeu poate fi at hand, la îndemână, este acest suflet creștin. Un suflet care nu mă face să renunț la senzorialitate, la trupesc, atunci când încerc să mă perfecționez. Sufletul antic trebuia să renunțe la senzorialitatea aceasta pentru în etapele perfecționării lui. Sufletul creștin nu trebuie să facă asta și nu trebuie să facă asta pentru că raportul nostru al celor care avem un suflet creștin cu Dumnezeu este un raport personal. Este un raport pe care atât de frumos l-a descris Augustin atunci când spune că, sigur că atunci când îl iubesc pe Dumnezeu, nu-l iubesc în niciuna dintre creațiile foarte frumoase pe care le-a creat și totuși, spune el, e o anumită lumină, o anumită mireasmă, o anumită și așa mai departe. Sunt anumite lucruri care sunt toate recreate în interiorul acestui suflet infinit adânc. Cu asta, cele trei conferințe pe care le-am scris, le-am rostit în fața clujenilor, anume, la invitația băieților de la Edictum Dei, se încheie. Este partea mea de recunoștință pentru istoria care a început cu Iisus Hristos și care continuă prin noi astăzi. Este partea mea de răzvrătire față de lumea în care trăim și care este o lume din ce în ce mai necreștină și chiar anticreștină. Și în același timp, cu tot acest anticreștinism și cu tot acest acreștinism, sufletul creștin este un suflet care le include și pe acestea. Este un suflet atât de adânc, întrucât este coextensiv cu creația, încât îi poate face dreptate și lui Voltaire, îi poate face dreptate și lui Nietzsche. Pentru că, într-un fel, noi conținem lumea și, cum s-a spus în Scriptură, suntem sarea acestei lumi. Vă mulțumesc! Thank you.